Când vom vedea pe lor, în Domnul Domnului. Necazul greu de aici.
Domnul nostru Iisus să fie binecuvântat. Amin. Îi mulțumim din inimă că ne-am putut aduna din nou cu o dorință mare în noi. Amin. Fiecare întâlnire cu Domnul, cu cuvântul Lui, cu slujitorul Lui, aduce și binecuvântările Lui Dumnezeu. Amin. Nu se poate ca acolo unde se vestește cuvântul original al Lui Dumnezeu să nu fie și binecuvântările Lui Dumnezeu. Aș vrea să citim un text din Evrei. Evrei, capitolul 2, versetul 1. De aceea, cu atât mai mult trebuie să ne ținem de lucrurile pe care le-am auzit, ca să nu fim depărtați de ele. Noi suntem chemați să ne ținem de ceea ce am auzit, nu de un om, nu de o biserică, nu de o învățătură, ci de lucrurile pe care le-am auzit, pe care Dumnezeu ni le-a spus. Tot ce ne-a fost spus nouă, așa cum i-a spus Pavel lui Timotei, ține lucrurile pe care le-ai auzit, că știi de la cine le-ai auzit. La fel și noi, lucrurile pe care le-am auzit, acea sămânță a cuvântului să rămână în noi, ca ea să poată dea roada pe care o așteptăm și noi și o așteaptă și Domnul. Cuvântul care a fost însămânțat în noi, acela trebuie păstrat. Cu atât mai mult cu cât vedem că apropierea venirii Domnului Iisus Hristos este mai aproape ca niciodată. Mai mult ca niciodată. Am auzit despre semnele timpului, noi le vedem în fiecare zi aproape, suntem conștienți că venirea este aproape. Vrem ca toată acest cuvânt al lui Dumnezeu să ne fie o descoperire în inima noastră. Nu doar în ochii noștri, nu doar în urechile noastre, ci să fie o descoperire în adâncul inimii noastre. Să putem spune în orice moment, vino Doamne Iisus. Aceasta este dorința noastră cu care venim și astăzi. Să auzim și lucrurile pe care le auzim să ne ținem strâns de ele. Domnul să ne dea o inimă deschisă. Să ne dea o minte clară. Astfel încât să nu amestecăm nimic, ci așa cum am primit lucrurile curate să le putem da mai departe. Domnul să ne binecuvinteze. Haideți să ne ridicăm și să ne rugăm ca Domnul să binecuvinteze întreaga adunare. Tată scump din ceruri, te binecuvântăm în numele Domnului Iisus Hristos pentru harul care ni l-ai dat, să putem auzi cuvintele tale, Doamne. N-am auzit cuvinte omenești, nu învățături omenești, ci este cuvântul viu și curat care a venit de la tronul de har. Fii binecuvântat, Dumnezeul nostru. Doamne, îți încredințăm această adunare din nou în mâinile tale. Dă fiecăruia ceea ce dorește în adâncul inimii. Răspunde tuturor întrebărilor, Doamne. Fă-Tu, Doamne, unirea Duhului, Doamne, prin puterea pe care o ai de a supune toate lucrurile. Noi ne supunem de bună voie Ție, Doamne, cu toată ființa noastră, cu tot interiorul nostru și spunem amin fiecărui cuvânt al Tău. Te rog, binecuvintează pe robul Tău. Ungerea Ta să fie peste el și peste noi toți, ca prin Duhul prin care se vorbește, noi să înțelegem toate lucrurile. Te rugăm, Tată, și îți mulțumim în numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Amin. Luați loc. Cantați să mai cântăm o cântare și... Da? O cântare. Un nume-mi plăcut.
salut pe toți în numele lui Iisus Hristos, Domnul nostru. We are already blessed by the songs we heard. Suntem deja binecuvântați prin cântările pe care le-am auzit. Usually all the songs are known in all the different languages. Cântările sunt în general cunoscute în toate limbile. And we just glorify God. Noi slăvim doar pe Dumnezeu. In the name of Jesus Christ. În numele lui Iisus Hristos. I'm overwhelmed to see so many here in the two meetings. Sunt copleșit să văd atât de mulți frați și surori în aceste două adunări. I know for some of you it was not easy to come. Eu știu că pentru mulți dintre voi n-a fost ușor să veniți. It was easy for me. A fost ușor pentru mine. I just had to go to the airport. Eu doar a trebuit să mă duc la aeroport. Fly to Vienna. Să mă duc la Viena. And then to Timișoara. Și apoi la Timișoara. So there was no problem. Așa că n-a fost nicio problemă. But for you, dar pentru voi, perhaps it was a bit of a problem. Poate a fost un pic de problemă. I welcome you in the name of the Lord Jesus Christ. Eu vă primesc și vă mulțumesc că ați venit în numele Domnului Iisus Hristos. May God reward you for coming. Dumnezeu să vă răsplătească pentru că ați venit. You did not come to hear a man. Voi nu ați venit să ascultați un om. You came to receive the words of God. Voi ați venit ca să auziți cuvintele lui Dumnezeu. I also like to welcome our brothers who came from Germany. Aș vrea să spun un binevenit și fraților care au venit din Germania. I do appreciate very much. Lucru pe care îl apreciez în mod deosebit. We are one in the spirit, one in the word. Noi suntem una în Duhul, una în cuvânt. In all nations. În toate națiunile. All around the earth. Pe întreg pământul. It's the same gospel. E aceeași evanghelie. Same salvation. Aceeași mântuire. Same plan of salvation. Același plan de mântuire. Which is being announced all over the earth. Care este predicat în toată lumea. Today we shall share a number of scriptures. Astăzi vom împărtăși mai multe texte din Scriptură. And always emphasize one special point. Și întotdeauna subliniem un lucru deosebit. What does the scripture say? Ce spune Scriptura? Romans chapter 4 verse 3. Romani 4:3. What does the scripture say? Dar ce spune Scriptura? Not what does a prophet say? Nu ceea ce spune un proroc. Or a preacher? Sau un predicator? But always check it with the word of God. Dar întotdeauna verificat cu cuvântul lui Dumnezeu. We must confirm everything by the word of God. Totul trebuie confirmat prin cuvântul lui Dumnezeu. But we also need first our personal relationship with Jesus Christ. Dar mai întâi de toate avem nevoie fiecare de o relație personală cu Iisus Hristos. And we need divine revelation in our heart. Și avem nevoie de descoperire divină în inima noastră. It's not enough to have the teaching about justification. Nu este suficient să ai învățătura despre neprihănire. We must experience justification. Noi trebuie să trăim neprihănirea. It's not enough to know the teaching about the new birth. Nu este suficient să știm învățătura despre nașterea din nou. We must be born again. Noi trebuie să fim născuți din nou. But it's not enough to know about the new birth. Dar nu este suficient să știm despre noua nașterea din nou. We have to know that the seed of God's word is necessary. Trebuie să știm că sămânța cuvântului lui Dumnezeu este necesară. There is no birth in the natural without a seed. În domeniul firesc nu există naștere fără o sămânță. First a seed and then the birth. Mai întâi sămânța și apoi nașterea. And the seed is the word of God. Și sămânța este cuvântul lui Dumnezeu. And Jesus Christ, the Son of God. Și Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. He was the promised seed. El a fost sămânța făgăduită. But he was also the word made flesh dwelling among us. Și el a fost cuvântul făcut trup care a locuit în mijlocul nostru. And all the true sons and daughters of God. Și toți adevărații fii și fiicele lui Dumnezeu. Are the manifestation of the seed of the word of God. Sunt manifestarea cuvântului lui Dumnezeu. And according to Romans chapter 8. Și conform Romani 8. The whole creation waits for the manifestation of the sons of God. Întreaga creație așteaptă manifestarea fiilor lui Dumnezeu. And we are very close
close to that last moment. Și noi suntem foarte aproape de acele ultime momente. When the final promises of God's word shall be fulfilled. Când ultimele făgăduințe ale cuvântului lui Dumnezeu se vor împlini. When God once again will shake the heavens and the earth. Când Dumnezeu încă o dată va mai cutremura cerurile și pământul. And complete his mighty work of redemption. Și va împlini lucrarea lui puternică de răscumpărare. We shall touch on a few points which refer to doctrinal things. Vom atinge și anumite lucruri care se referă la învățătură. It's already known about the Godhead. Este cunoscut deja învățătura despre Dumnezeire. It's not the Trinity. Nu este o Trinitate. It's not the Jesus only. Nu este învățătura Jesus only. It's what the Scripture says. Ci este ceea ce spune Scriptura. One God. Un Dumnezeu. Manifesting Himself from the very beginning. Care s-a manifestat pe sine de la început. God is Spirit. Dumnezeu este Duh. Nobody has seen God in eternity at any time. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu în veșnicie. But at the beginning God came forth from this eternal fullness of light and life. Dar la început Dumnezeu a ieșit din plinătatea lui de Duh și lumină. He was manifested in a visible form of appearance. El s-a descoperit într-o formă vizibilă. Not a different person. Nu o altă persoană. The same person. Aceeași persoană. Just manifested in a visible form. Doar manifestându-se într-o formă vizibilă. Creating Adam in his own image. Și l-a creat pe Adam după chipul și asemănarea lui. And then we see him also the Old Testament. Și apoi vedem pe de-a întregul Vechiul Testament. Walking in the Garden of Eden. Îl vedem umblând în grădina Eden. Visiting Abraham. Vizitându-l pe Avram. According to Genesis 18. Conform Geneza 18. The Lord came to Abraham. Domnul a venit la Avram. With two angels. Cu doi îngeri. Not the Trinity. Nu o Trinitate. The Lord Himself, ci Domnul însuși, and two angels, împreună cu doi îngeri, and the two angels went to Sodom, și cei doi îngeri s-au dus la Sodoma, Genesis chapter 19, Geneza 19, verse 1, versetul 1, in the evening of the day they arrived in Sodom, seara ei au ajuns la Sodoma. I was once translating for an American evangelist, odată traduceam un evanghelist american, in the city of Stuttgart in Germany, în orașul Stuttgart din Germania, and all of a sudden he said I have a new revelation. Și deodată pe când el vorbea zice am o descoperire. About Genesis chapter 18. Despre Geneza 18. The Holy Trinity visited Abraham. Sfânta Treime l-a vizitat pe Avram. I stopped the interpretation. Eu m-am oprit din traducere. And I said to the whole congregation. Și am spus întregii adunări. I don't believe it. Eu nu cred. It was like a shock. A fost ca un șoc. But that was before I started in this ministry. Dar asta era înainte să încep cu această slujbă. I just mentioned this. Eu menționez acest lucru. That preachers have their own interpretation. Că predicatorii au propria lor interpretare. We don't believe any interpretation. Noi nu credem în nicio interpretare. We believe the word of God in its original form. Noi credem cuvântul lui Dumnezeu în forma lui originală. We shall start reading the Word of God. Vom începe să citim din cuvântul lui Dumnezeu. The first passage is 2 Corinthians chapter 2. Din 2 Corinteni capitolul 2. Verse 17. Versetul 17. For we are not as many who corrupt the Word of God. Căci noi nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu cum fac cei mai mulți. But as of sincerity, but as of God, in the sight of God, we speak in Christ. Ci vorbim cu inimă curată din partea lui Dumnezeu înaintea lui Dumnezeu în Hristos. Hallelujah. Aleluia. That is our stand before God. Aceasta este poziția noastră înaintea lui Dumnezeu. We believe God's word the way it is written. Credem cuvântul lui Dumnezeu așa cum este scris. We don't change it. Nu îl schimbăm. We leave it. Îl lăsăm the way it is. Așa cum este. But already the apostle Paul. Dar deja de atunci apostolul Pavel. Knew about men who corrupted the word of God. Știa de mulți care stricau cuvântul lui Dumnezeu. By putting their own punându-și propria lor interpretare. 2 Corinthians chapter 3. 2 Corinteni capitolul 3. Verse 6. Versetul 7.
who also has made us able ministers of the New Testament. Care ne-a și făcut în stare să fim slujitori al unui nou legământ. Not of the letter, but of the Spirit. Nu a slovei, ci al Duhului. For the letter killeth, but the Spirit giveth life. Căci slova omoară, dar Duhul dă viață. Not you, not I, he made us ministers of his word. Nu eu, nu voi v-ați făcut slujitori, ci el ne-a făcut slujitori. It is not our decision. N-a fost decizia noastră. It's God's decision. Ci este decizia lui Dumnezeu. I never asked the Lord to call me. Eu nu l-am rugat niciodată pe Domnul să mă cheme. It was his decision. A fost decizia lui. To call the prophets, to call the apostles. A fost decizia lui să cheme pe proroci, pe apostoli. And he still decides who will serve him. Și încă el decide cine să-l slujească. But a man sent from God will always preach the word of God. Dar un om trimis de Dumnezeu va predica întotdeauna cuvântul lui Dumnezeu. He will never stand a single interpretation. El nu va suporta nicio singură tâlcuire. And I want you to know this very clearly. Și eu vreau să știți în mod clar. And to understand it the right way. Și să o înțelegeți în mod corect. Brother Frank is not against any brother. Fratele Frank nu este împotriva niciunui frate. But I'm against every word that is not left in the original way. Dar sunt împotriva oricărui cuvânt care nu este lăsat în forma în care este scris. I give you an example. Vă dau un exemplu. In Acts chapter 15. În Fapte 15. Certain brothers came from Judea. Câțiva frați au venit din Iudeea. Demanding that the Gentiles should be circumcised. Cerând ca și cei dintre neamuri să fie tăiați împrejur. They were not apostles. Ei nu erau apostoli. They were not prophets. Nu erau proroci. They just came. Ei doar au venit. And they started a problem. Și au început cu o problemă. Any man that is not sent from God will start a problem. Orice om care nu e trimis de Dumnezeu va începe și va face probleme. And it will always be in an argumentative way. Și va fi într-un mod certăreț. But the man sent from God. Dar un om primit de Dumnezeu. Will solve the problems. Va rezolva probleme. The others caused. Ceilalți le produc. That is very important to know. Este foarte important de știut acest lucru. Then the apostles came together. Apoi apostolii s-au strâns împreună. Acts chapter 15, verse 15, we read. Și în Fapte 15:15 citim. And to this agree the prophets and the holy scriptures. Și cu aceasta se potrivește ceea ce spun scripturile și prorocii. Whatever we say, tot ceea ce spunem, must be in agreement with what the apostles and prophets said. Trebuie să fie în acord cu ceea ce au spus apostolii și prorocii. Ephesians chapter 2, Efeseni 2, verse 20. Versetul 20. The New Testament church is built upon the foundation. Biserica Noua Testamentală este zidită pe baza laid by the apostles and prophets. Pusă de apostoli și proroci. Which is Jesus Christ our Lord. În care Iisus Hristos este piatra de cap în grup. And the apostle Paul writes to the Corinthians. Și apostolul Pavel scrie corintenilor. I have laid the foundation in your midst. Eu am pus temelia în mijlocul vostru. No other foundation can be laid. Nicio altă temelie nu poate fi pusă. But the one that is laid already. Ci cea care a fost pusă deja. And that is Jesus Christ. Și aceasta este Iisus Hristos. Acts chapter 2 verse 42. Fapte 2, 42. And they remain in the teaching. Și ei stăruiau în învățătura apostolilor. We have to understand and respect it. Noi trebuie să o înțelegem și să o respectăm. That nothing can be added to the word of God. Că nimic nu poate fi adăugat la cuvântul lui Dumnezeu. There are some brothers within the message. Sunt unii frați din cadrul mesajului. They say that God has revealed things which are not in the scriptures. Care spun că Dumnezeu a descoperit lucruri care nu sunt scrise în Sfânta Scriptură. Dar cum pot eu verifica? How can I verify it? Cum pot să testez lucrurile? I need the scripture. Eu am nevoie de scriptură. To verify. Ca să verific. That what is being taught is right. Că ceea ce se învață este corect. If I cannot verify it. Dar nu pot verifica. What can I do? Ce pot să fac? So please believe it. Așa că credeți-o. And accept it. Și acceptați-o. God will never go beyond His word. Dumnezeu nu va trece dincolo de cuvântul Său. And just for your information.
information. Și doar pentru informarea voastră. Whether a person comes from Germany, fie că o persoană vine din Germania, or from Canada, sau din Canada, or from America, sau din America, even from Jeffersonville, sau chiar de la Jeffersonville, you have a right. Voi aveți dreptul to check everything with the word of God. Să verificați totul cu cuvântul lui Dumnezeu. And you must check it with the word of God. Și voi trebuie să verificați cu cuvântul lui Dumnezeu. I give you one example. Vă dau un exemplu. Just mentioning the scriptures. Ca să menționând textele din Scriptură. Not reading every passage. Nu voi citi fiecare pasaj. In the prophet Daniel. În prorocul Daniel. In chapter 12. Versetul 12. Verse 4. Versetul 4. We are told that the book will be closed and sealed to the end time. Mi se spune că cartea va fi închisă și pecetuită până la vremea sfârșitului. And the prophet Daniel was told. Și prorocul Daniel i s-a spus. That he should go in peace. Should be assembled to his fathers, and because the book will be sealed to the end. Și lui s-a spus să meargă în pace, căci lucrurile vor fi sigilate, pecetuite până la vremea sfârșitului. In Revelation chapter 5. În Apocalipsa capitolul 5. That sealed book is open. Această carte pecetuită este deschisă. In Revelation chapter 10. În Apocalipsa 10. The angel of the covenant, our Lord himself. Îngerul legământului, Domnul nostru însuși. Comes down with the open book. Vine în jos cu o carte deschisă. That in itself signifies that it happens after the opening of the sealed book. Asta înseamnă că acest pasaj se întâmplă după deschiderea pecetilor. And only when that takes place. Și numai când se întâmplă acest lucru, which is still in the future. Care este încă în viitor. But when that takes place. Dar când se întâmplă, only then the seven thunders will doar atunci când el coboară se vor auzi cele șapte tunete. Not now. Nu acum. Nowhere. No. Not in Jefferson. Nu acum în Jeffersonville. Not in Crayford. Nu la Crayford. Only at that moment. Numai în acel moment. When the Lord himself comes down. Când Domnul însuși coboară. With the rainbow over his head. Cu curcubeul deasupra capului său. His face shining like the sun. Fața lui strălucind ca soarele. And putting one foot on land and one on sea. Și va pune un picior pe pământ și un picior pe mare. Then seven thunders will utter their voice. Atunci cele șapte tunete își vor auzi glasul. And what they say at that moment. Ce va spune atunci? Will take place. Se va, așa se va întâmpla. Because in verse 7 it says. Pentru că în versetul 7 se spune. Many interpretations say. Multe tâlcuiri spun. No translations. Nu traduceri. They say and time will be no more. Se spune acolo și nu va mai fi nicio zăpadă. But if you read in my translation. Dar dacă citesc în traducerea pe care o am eu. And delay will be no more. Delay will be no more. De fapt nu va mai fi nicio întârziere. Because that is the time. Pentru că acela este timpul. When things will happen. Când lucrurile se vor întâmpla. Not only a promise. Nu doar o făgăduință. But a fulfillment. Ci o împlinire. So when the seven thunders will utter their voices. Deci în cele șapte tunete își vor face auzit glasul lor. There is no need for it to be written. Nu va mai fi nevoie să fie scrise. Because the time has come. Pentru că vine timpul. When that which is spoken. Când ceea ce este spus. Will take place. Se va și întâmpla. But here is the secret. Aici este taina. Which the brothers don't understand or don't know. Pe care frații nu știu sau poate nu o cunosc. When I was together with Brother Branham. Când eram împreună cu fratele Branham. In December 1962. În decembrie 62. He told me in person. El mi-a spus în mod personal. I heard it with these ears. Eu am auzit-o cu urechile mele. That with his family he will move to Arizona. Că se va muta împreună cu familia în Arizona. I speak about December. Eu vorbesc despre decembrie 1962. And Brother Branham told me in person. Și fratele Branham mi-a spus personal. In January 1963. În ianuarie 1963. He will move to Tucson, Arizona. Se va muta în Tucson, Arizona. Because of the vision the Lord showed to him. Datorită viziunii pe care i-o arătase Domnul. And the Lord showed him a vision. Și Domnul i-a arătat o viziune. That when his tree will be white. Că în vremea când strada pe care stă el va fi lărgită. And when the tractors will be working on that
street, și când burdozerele porumb merge pe acea stradă, and the fence of his yard is taken off and laid on the ground, și când gardul de la curtea lui va fi dărâmat și mutat, that would be the time, acela va fi timpul, when he must go from Jeffersonville to Tucson, Arizona, când el va trebui să se mute din Jeffersonville în Tucson, Arizona. I, brother Frank, eu, fratele Frank, with these eyes, cu urechile mele, saw the track, și cu ochii mei am văzut tractoarele. I saw the caterpillars. Am văzut buldozerele. I saw the fence laid on the lawn of Brother Branham's house. Am văzut gardul mutat de al fratelui de fratele Branham. With these eyes. Cu ochii mei am văzut-o. I don't only read it where he said it. Eu nu doar am citit ce a spus el. That when this will happen, că atunci când se va întâmpla acest lucru, he should move to Tucson. El se va muta la Tucson. But I saw it. Eu am văzut-o. I was there. Eram acolo. I drove with him in the same car. Am fost în aceeași mașină. I was in his home. Am fost în casa lui. So I know a few things some brothers do not know. Cunosc unele lucruri pe care unii frați nu le știu. Even if they live in America. Chiar dacă ei trăiesc în America. Even if they went hunting with Brother Branham. Chiar dacă ei au fost la vânătoare cu fratele Branham. Brother Branham invited me to go hunting with him. Fratele Branham m-a invitat și pe mine să merg la vânătoare cu el. I did not accept the invitation. Dar eu n-am acceptat invitația. Because we as Germans don't go hunting. Pentru că noi ca germani nu mergem la vânătoare. Dar venim la punctul important. On December 22nd. În decembrie, 22 decembrie. După ce am spus la revedere fratele Branham, el a avut o vedenie of the supernatural cloud appearing. A norului supranatural care va apare. And within the supernatural cloud were seven angels. Și în acel nor supranatural erau șapte îngeri. And then he gives a description. Și apoi îl dă și descrie. December 30th, 1962, Brother Branham gives the exact experience, Brother Branham, această experiență totală, of what he had seen. And he also said, the seven angel meant more to him than the other six. And the seventh angel was the one who spoke to him and told him that he must return to Jeffersonville. Pentru că se vor deschide cele șapte peceți. Beloved brothers, dragi frați, dear sisters, dragi surori, but then it happened in reality. Apoi acest lucru s-a întâmplat în realitate. On February the 28th, 1963. Pe 28 februarie 1963. When Brother Branham went into the mountain. Când fratele Branham s-a dus în munți. Right towards the finishing of that day, towards the end of that day. Spre sfârșitul acelei zile. And he said, I was taken into that cloud, into the constellation. Și spune că a fost luat în această constelație de îngeri. And seven thunder claps uttered when this experience was played. Și șapte tunete, ca niște detunături, s-au auzit atunci. Seven mighty thunder claps happened. Șapte detunături puternice s-au auzit atunci. At that moment. În acel moment. When the supernatural cloud came down. Când acel nor supranatural a coborât. And because of the seven thunder claps. Și datorită acestor șapte detunături. Brother Branham always refers to Revelation chapter 10. Fratele Branham s-a referit întotdeauna la Apocalipsa 10. Because it's the only place in the scriptures. Pentru că este singurul loc în Scriptură. Which speaks about seven thunders. Unde se vorbește despre șapte tunete. So he compared his ministry. El și-a comparat slujba lui. Because of the seven thunder claps. Datorită acestor șapte tunete. As a last church age messenger. Ca acel de-al șaptelea mesager al bisericii. Which was to the Gentile church. Care este pentru biserica. With what is going to happen? Cu ceea ce urma să se întâmple. After we are going to be with the Lord. După ce noi vom fi luați să fim cu Domnul. When the Lord will reveal Himself to His people Israel. Cu timp
timpul când Domnul se va descoperi pe sine lui Israel. But because he was a man sent from God, dar pentru că el era un om trimis de Dumnezeu, he had the right to use that scripture. El avea dreptul să folosească acest text. Scripture remains to be fulfilled. Dar totuși acest text urmează să se împlinească. If you pay precise attention, dacă dai atenție, Brother Branham always spoke in the plural. Fratele Branham a vorbit întotdeauna la plural. When he referred to Revelation 10 verse 7, când s-a referit la Apocalipsa 10 cu 7, he always spoke about the mysteries. El tot timpul a vorbit despre tainele. But Revelation 10:7 does not speak about the mysteries. Dar Apocalipsa 10 cu 7 nu vorbește despre taine. It speaks about one mystery. Vorbește despre o singură taină. And not only one mystery. Și nu doar o singură taină. But the mystery of God. Ci despre taina lui Dumnezeu. What is the mystery of God? Care este taina lui Dumnezeu? Jesus Christ is the mystery of God revealed. Iisus Hristos este taina lui Dumnezeu descoperită. At the first coming of our Lord, la prima venire a Domnului nostru, the Jews did not accept our Lord. Evreii nu l-au primit pe Domnul nostru. In fact, they rejected him. De fapt, ei chiar l-au respins. But it was according to the scripture. Dar asta era conform scripturilor. Also, Joseph in the Old Testament was not known the first time by his brethren. Chiar și Iosif, când s-a arătat altor săi, n-a fost recunoscut de prima dată. But only the second time. Ci a doua oară. Beloved brothers and sisters, you have to understand things by divine revelation. Trebuie să înțelegeți lucrurile prin descoperire divină. You cannot go and say what it is written. Voi nu puteți merge și să spuneți doar este scris. You must understand what is written and the connection it's written in. Trebuie să știți ce este scris, cum este scris și legătura în care este scris. So with all our heart we believe. Deci noi credem cu toată inima noastră. That Brother Branham was a man sent from God. Că fratele Branham a fost un om trimis de Dumnezeu. A promised prophet. Un proroc făgăduit. But please check what is connected with his ministry. Dar vă rog verificați ceea ce este în legătură cu slujba lui. When Brother Branham was in Cairo. Când fratele Branham era în Cairo. He had a desire to go to Jerusalem. El a avut o dorință mare să meargă la Ierusalim. He spoke to Brother Argenbright. El a vorbit cu fratele Argenbright. I knew Brother Argenbright personally. Îl cunosc pe fratele Argenbright în mod personal. He said, I'd like to go to Jerusalem. I-a spus, aș vrea să merg la Ierusalim. Maybe the Jews will come to know the Lord by my ministry. Poate că evreii vor ajunge să-L cunoască pe Domnul prin slujba mea. And then Brother Branham went out of the terminal building. Apoi fratele Branham a ieșit din clădirea terminalului. All by himself. Și era acolo singur. And was praying. Și se ruga. And the Lord said, și Domnul i-a spus, don't go. Nu te duce. The time for the Jews has not yet come. Nu a venit vremea încă pentru evrei. I must be honest with you. Eu trebuie să fiu cinstit cu voi. Brother Branham had a longing to have a part with his ministry also to the Jews. Fratele Branham avea o dorință adâncă în inima lui ca slujba lui să fie o parte și pentru evrei. He expressed it. El a exprimat-o. He had a desire. El avea o dorință. Because as the gospel came from the Jews to the Gentiles, pentru că așa cum Evanghelia a venit de la evrei la neamuri, so the time will come when the gospel goes from the Gentiles to the Jews. Vine vremea când Evanghelia va merge de la neamuri înapoi la evrei. But a desire is good, but the fulfillment is left with God. Dorința este bună, dar împlinirea este partea lui Dumnezeu. Even in the Old Testament, chiar și în Vechiul Testament, the men of God were speaking of things. Oamenii lui Dumnezeu vorbit despre lucruri which were in the future, care erau încă în viitor. As though they are already in the present or even in the past. Și vorbeau despre ele ca și cum erau în prezent sau chiar în trecut. So we must understand. Deci noi trebuie să înțelegem. The purpose of Brother Branham's ministry. Scopul slujbei fratelui Branham. It's not what I say. Nu este ceea ce spun eu. My question is. Întrebarea mea este. What does the scripture say? Ce spune Scriptura? In reference to his ministry. În legătură He would turn the hearts of the children to the Father. El va întoarce inima copiilor la părinți. He will restore all things. El va reașeza toate lucrurile. So before the return of Christ. Așa că înainte de revenirea lui Hristos. There must be a word, a message from God. Trebuie să fie un cuvânt, un mesaj de la Dumnezeu. To take our hearts, not our heads. Ca să ia inimile noastre, dar nu mintea noastră. Our hearts.
întoarce inimile noastre. Turn the hearts. Și va întoarce inimile. Of the children of God. Copiilor lui Dumnezeu. Back to the original teaching. Înapoi la învățătura originală. Of the apostles. A apostolilor. Back to the beginning. Înapoi la început. That is the promise. Aceasta este făgăduința. Connected to his ministry. Care este în legătură cu slujba lui. This is very important. Este foarte important. Not just that. Nu doar să dai din gură. Nu, nu, asta nu. Eu am nevoie de cuvântul lui Dumnezeu. Eu vreau să știu ce a spus Scriptura și ce făgăduiește. Eu doresc să cred așa cum spune Scriptura. Și când Domnul Dumnezeu a spus în prorocul Maleachi că va întoarce inimile părinților la copii și inima copiilor la părinți și dacă Domnul o confirmă în Noul Testament, Matei 17:11, Elijah truly shall first come, mai întâi va veni Ilie and restore all things. Și va reașeza din nou toate lucrurile. So with his ministry, deci cu slujba lui, there must be a restoration. Trebuie să fie și o reașezare. Can you say amen? Puteți spune amin? There must be because it's a promise. Trebuie să fie pentru că este o făgăduință. We have said true faith anchors into the promised word of God. Noi spunem că adevărata credință este ancorată în cuvântul original al lui Dumnezeu. Deci aceasta este făgăduința. And if we are children of the promise, și dacă noi suntem copii ai făgăduinței, we shall experience the reality of the fulfillment of the promise. Vom trăi împlinirea acestor făgăduințe. So just like God brings Israel back and brings all things into the original state. Așa cum Domnul i-a aduce înapoi pe Israel în țara făgăduită, în starea originală. For one great purpose. Cu un mare scop. That finally everything according to his word will happen. Astfel ca toate lucrurile la sfârșit să se întâmple conform cuvântului său. So it is with the restoration of the New Testament church. La fel este și cu reașezarea bisericii nou testamentale. Back to the beginning. Înapoi la început. To the same teaching. La aceleași învățături. The same power. Aceeași putere. The same baptism. Același botez. Everything the same. Totul la fel. Because Jesus Christ is the same. Pentru că Iisus Hristos este același. Yesterday, today and forever. Ieri, azi și în veci. But if brethren come, dar dacă frații vin, they might even come from Jeffersonville. Poate ei vin chiar din Jeffersonville. And speak about brother Branham. Și vorbesc despre fratele Branham. You have a right to ask. Voi aveți dreptul să întrebați. Please tell me when the Lord called you. Spune-mi când te-a chemat Domnul. What is your commission? Care este trimiterea ta? My beloved brothers and sisters. Dragii mei frați și surori. We don't represent William Branham. Noi nu reprezentăm pe William Branham. We don't represent the Apostle Paul. Noi nu reprezentăm pe Apostolul Pavel. Jesus Christ called us. Iisus Hristos ne-a chemat. We represent all the scriptures. Noi reprezentăm toată Scriptura. The Old Testament, the New Testament. Vechiul Testament și Noul Testament. What all the prophets said. Tot ceea ce au spus prorocii. What all the apostles said. Cu tot ce au spus apostolii. And we recognize. Și noi recunoaștem. That God has sent Brother Branham. Că Dumnezeu l-a trimis pe fratele Branham. With a special message. Cu un mesaj deosebit. Of the word of God. Al cuvântului lui Dumnezeu. Of the word of God. Al cuvântului lui Dumnezeu. Not interpretation. Nu tâlcuiri. But the original word of God. Ci cuvântul original al lui Dumnezeu. So if somebody comes to you and says. Dacă vine cineva la voi și spune. I have the revelation of the seven thunders. Eu am descoperirea celor șapte tunete. And by the way, și apropo, when Brother Branham heard the seven thunderclaps, când fratele Branham a auzit cele șapte detunături, he said it was so mighty. El spune au fost atât de puternice. Such a presence of God. Era așa o mare prezența Domnului. And Brother Branham made the statement. Și fratele Branham face afirmația. There is rapturing faith in the seven thunders. Că este credința de răpire în cele șapte tunete. Brother Branham made the statement. Fratele Branham a făcut afirmația. The new name of God is revealed in the seven thunders. Noul nume al lui Dumnezeu va fi descoperit în cele șapte tunete. Brother Branham made a number of statements. Fratele Branham a făcut un număr de afirmații. Which are misunderstood by the brethren. Care sunt înțelese greșit de frați. Because they don't go back to February the 28th. Pentru că nu merg înapoi la februarie 28. They only go to Revelation 10. Ei se duc doar la
Apocalipsa 10. And they don't understand the connection. Și nu înțeleg legătura. But the prophet understood. Dar prorocul a înțeles-o. And we understand. Și noi înțelegem. By the grace of God. Prin harul lui Dumnezeu. Beloved brothers and sisters. Dragi frați și surori. This is the time. Acesta este timpul. Where we have to come back to the word of God. Când noi trebuie să ne întoarcem la cuvântul lui Dumnezeu. And as at the first coming of Christ. Și cum a fost la prima venire a lui Hristos. Everything that happened. Tot ce s-a întâmplat. Had to be lined up with the prophetic scripture. Trebuie pus în linie cu textele profetice. So it is now. Așa este și acum. It must be placed in the right connection. Totul trebuie așezat în legătura corectă. So we understand. Așa că noi înțelegem. When Brother Branham speaks about seven thunders. Că atunci când fratele Branham vorbește despre cele șapte tunete. A number of statements. Și afirmații în legătură cu ele. He says the seven seals are in the seven thunders. El spune cele șapte peceți sunt în cele șapte tunete. As I said, he made many statements. Așa cum am spus, a făcut multe afirmații. But every time. Dar de fiecare dată. His thoughts went to that experience. El se gândea la acea experiență care a avut-o în 28 februarie. Din 28 februarie 1963. Because there he was told. Pentru că acolo îi se spusese. To go back to Jeffersonville. Să se întoarcă în Jeffersonville. For the time to open the seven seals had come. Pentru că venise vremea descoperirii celor șapte peceți. Dar dacă cineva vine la voi. And says I have the revelation of the seven thunders. Și spune eu am descoperirea celor șapte tunete. When I was in South Africa. Când am fost în Africa de Sud. In Johannesburg. În Johannesburg. A brother told me. Un frate mi-a spus. That there are 27 different interpretations of the seven thunders. Mi-a spus că sunt 27 de interpretări a celor șapte tunete. And I said and everyone is wrong. Și am spus odată, toate sunt greșite. Everyone is wrong. Fiecare greșește. It's the word of God which is truth. Numai cuvântul lui Dumnezeu este adevărul. So I have to stand for the word of God. Eu trebuie să stau pentru cuvântul lui Dumnezeu. And because my ministry is directly connected to Brother Branham's ministry. Pentru că slujba mea este în directă legătură cu slujba fratelui Branham. As no one else on earth. Așa cum nu este nicio altă, nu este nimeni pe pământ. I don't say that because of me. Eu nu spun pentru mine. Just forget Brother Branham. Uitați-vă la fratele Branham. But because of the direct call I received from the Lord. Dar datorită chemării directe pe care am primit-o de la Domnul. Which was confirmed by the Lord through Brother Branham's lips. Care a fost confirmată de Domnul prin buzele fratelui Branham. And Brother Branham even told me. Și fratele Branham mi-a spus chiar. Brother Branham wait with the giving out of the food. Frate Branham așteaptă cu darea mai departe a hranei. Until you get the rest of the food. Până când vei primi și restul hranei. I could go into details. Aș putea intra în detalii. But I'm not here to speak of myself. Dar nu sunt aici să vă vorbesc despre mine. And not of my ministry. Și despre slujba mea. I'm just here to tell you. Sunt aici ca să vă spun. That this is God's time. Că acesta este timpul lui Dumnezeu. For God's people. Pentru poporul lui Dumnezeu. Not to be deceived. Nu ca să fie înșelat. Not to run after any interpretation. Nu ca să alerge după fiecare tâlcuire. But to check everything with the word of God. Ci e timpul când să se verifice totul cu cuvântul lui Dumnezeu. And let me emphasize again. Și lăsați-mă să întăresc încă o dată. Brother Branham was not to take us away from the word of God. Fratele Branham n-a fost trimis ca să ne îndepărteze de cuvântul lui Dumnezeu. But to bring us back to the word of God. Ci a fost trimis ca să ne întoarcă la cuvântul lui Dumnezeu. La toate învățăturile originale. And the Holy Scripture says. Și Sfânta Scriptură spune. In Revelation 22. În Apocalipsa 22. That nothing can be added to the words of the prophecy of this book. Că nimic nu poate fi adăugat la cuvintele prorociei din această carte. There is absolutely not a single revelation. Nu este nicio singură descoperire. That could be added to the words of the prophecy of this book. Care poate fi adăugată la cuvântul prorociei din această carte. That's Revelation 22. Aceasta este scris în Apocalipsa 22. And in Revelation chapter 1. Și în Apocalipsa 1. From verse 1 to 3 we read. De la versetul 1 la 3 citim. Especially in verse 3. În special în versetul 3. Blessed is he that reads the words of the prophecy of this book. Binecuvântați sunt cei ce citesc cuvintele scrise în această carte. And the things which are written in it. Și cuvintele scrise în ea.
And keep the things which are written in it. Și păzesc lucrurile scrise în ea. Just to show you very quickly. Ca să vă arăt foarte repede. To make sure that you are founded and grounded in the word of God. Ca să fiți sigur că sunteți găsiți și sunteți înrădăcinați în cuvântul lui Dumnezeu. Because it is known internationally. Pentru că este cunoscut în toată lumea. That many voices go from country to country. Multe voci umblă din țară în țară. And many people say many things. Și mulți oameni spun multe lucruri. I'm interested in what the scripture says. Dar eu sunt interesat în ceea ce spune Scriptura. And for all of you to know forever. Și ca voi să știți pentru totdeauna. That Revelation 10. Că Apocalipsa 10. Is in reference to the angel that will sound the trumpet. Că este în legătură cu îngerul care va suna din trâmbiță. And maybe I should tell you. Și poate ar trebui să vă spun. When Brother Branham spoke on the seven seals. Când fratele Branham a vorbit despre cele șapte peceți. On every seal. He read the text pertaining to that scene. La fiecare pecete a citit textul care era în legătură cu acea pecete. The first, second, third, fourth, fifth, sixth. Prima, a doua, a treia, a patra, a cincea, a șasea. He read the text pertaining to the scene. A citit textul care era în legătură cu acea pecete. When it came to the seventh seal, când a ajuns la pecetea a șaptea, he not a single one. Time read the text. El n-a citit niciodată textul. He only read Revelation 8. A citit doar Apocalipsa 8. Verse 1. Versetul 1. He didn't read verse 2. N-a citit versetul 2. Not verse 3. Nu versetul 3. Not verse 4. Nu versetul 4. He stopped with verse 1. S-a oprit la versetul 1. Every time. De fiecare dată. Only verse 1. Numai versetul 1. Where the scripture says. Unde Scriptura spune. And when he had opened the seventh seal. Când a rupt mielul pecetea șaptea, there was silence in heaven. S-a făcut în cer o tăcere. About the space of half an hour. De aproape o jumătate de ceas. Asta a fost totul. Brother Branham never read verse 2. Nici fratele Branham n-a citit niciodată versetul 2. He never continued to read the other verses. Nu a continuat să citească celelalte versete. Don't ask me why. Nu mă întrebați pe mine de ce. I could tell you why. Eu vă pot spune de ce. But God knows and you will come to know. Dar Domnul știe și voi veți înțelege. From verse 2. De la versetul 2. We have the contents what the seventh seal actually hangs. Avem conținutul de fapt a ceea ce spune pecetea șaptea. Seven angels stand in the presence of God. Șapte îngeri erau în prezența lui Dumnezeu. And seven trumpets are given to them. Și li s-au dat șapte trâmbițe. Verse 2. Versetul 2. In verse 3. În versetul 3. About the golden censer and about the golden altar. Avem în fața altarul și cădelnița de aur. Which is before the throne. Care este adusă înaintea tronului. In verse 4. Versetul 4. And the prayers of the saints ascend to the throne of God. Și rugăciunile sfinților se ridică în prezența lui Dumnezeu. And in verse 5. În versetul 5. And then the angel took the censer filled it with fire. Apoi îngerul a luat cădelnița, a umplut-o cu focul din focul de pe altar. And threw upon the earth. Și l-a aruncat pe pământ. Verse 6. Versetul 6. And the seven angels who had the seven trumpets prepared themselves to sound. Și cei șapte îngeri care aveau cele șapte trâmbițe s-au pregătit să sune din ele. So when you wish to know about the seventh seal. Deci dacă vreți să cunoașteți despre pecetea șaptea, you must read whatever belongs to the seventh seal. Trebuie să citești tot ce este în legătură cu pecetea șaptea. There is no interpretation necessary. Nu este necesară nicio tâlcuire. Just to continue. Ci doar să continui. But at Brother Branham's time. Dar la vremea the time was not yet. Nu era venit încă timpul. The time was not yet. Nu era încă timpul. But the time is now. Dar timpul este acum. The time is now. Acum este timpul. To show from the Holy Scripture. Ca să arătăm din Sfânta Scriptură. What will take place? Ceea ce se va întâmpla. At that time. La în acel timp. In verse 7. În versetul 7. We read. Citim. The first angel sounded.
Îngerul întâi a sunat din trâmbiță. In verse 8 we read, versetul 8 citim, and the second angel sounded. Al doilea înger a sunat din trâmbiță. In verse 10 we read, în versetul 10 citim, and the third angel sounded. Al treilea înger a sunat din trâmbiță. In verse 12 we read, versetul 12 citim, and the fourth angel sounded. Al patrulea înger a sunat din trâmbiță. Please remember the word sounded. Țineți minte cuvântul acesta, a sunat. A trumpet sounds. O trâmbiță sună. It's not just a melody, it sounds. Nu este un cântec, ci este un sunet. In verse 13 in chapter 8, versetul 13, versetul din capitolul 8, the second part says, partea a doua spune, to the inhabitants of the earth arisen of the other voices. Vai, vai, vai de locuitorii pământului din pricina celor acțiunile de trâmbiță ale celor trei îngeri care o să sune. It says here voices. Aici spune voci. And it says trumpets. Și spune trâmbițe. And it says sound. Și spune că va suna. These three things are right here in one verse. Toate aceste trei lucruri sunt în acest singur verset. Of the reason of the three voices. Scopul pentru care cele trei. Of the trumpets of the three angels. Scopul cu care vor suna din trâmbițe cele trei îngeri. Which are yet to sound. Care vor urma să mai sune pe pământ. Chapter 9 verse 1. Versetul 9, capitolul 9, 1. And the fifth angel sounded. Îngerul al cincelea a sunat din trâmbiță. Verse 13. Versetul 13. And the sixth angel sounded. Îngerul al șaselea a sunat din trâmbiță. So six we have already now which have sounded. Avem deja până aici șase îngeri care au sunat din trâmbiță. In chapter 8 and chapter 9. În capitolul 8 și capitolul 9. Now we have chapter 10. Și apoi urmează capitolul 10. Before us. Îl avem înaintea ochilor. The Lord coming down as the mighty angel. Domnul coboară ca un înger puternic. Revelation 10 verse 1. Apocalipsa 10, 1. Having the open book in his hand, verse 2. Având cărticica deschisă în mâna lui, versetul 2. Crying as a lion would roar. Strigând ca un râgând ca un leu. Verse 3. Versetul 3. Verse 4. Apoi versetul 4. And then the seven thunders uttered their voices. Avem cele șapte tunete au făcut să se audă glasurile lor. Will you remember if I told you now the scriptures? Dacă eu vă voi aduce aminte textele. Hosea chapter 11 verse 10. Hosea 11:10. Joel chapter 3 verse 16. Ioel 3:16. Amos 1 verse 2. Amos 1:2. Will you remember these three? Vă aduceți aminte aceste cele trei texte? If not, let them read. Dacă nu, haideți să le citim. Just let us read them. Haideți să le citim. I want you to be steadfast in the word of God. Eu vreau să voi să fiți bine rădăcinați și să stați puternic pe cuvântul lui Dumnezeu. Hosea chapter 11. Hosea 11. Verse 10. Cu 10. They shall walk after the Lord. And he shall roar like a lion, and when he shall roar, the children shall tremble from the west. Osea 11:10. Ei vor urma pe Domnul ca un leu care va răgni, căci el însuși va răgni și copiii vor alerga tremurând de la apus. Not a brother shall roar. Nu va răgni un frate. The Lord. Ci Domnul. The Lord shall roar. Domnul va răgni. As a lion. Ca un leu. Revelation 10 says. Apocalipsa 10 spune. He will roar like a lion. Că el va răgni ca un leu. You have to go to the Old Testament. Trebuie să mergi la Vechiul Testament. Because that is where the things were already promised and said. Pentru că acolo deja lucrurile au fost făgăduite și spuse. Joel. Ioel, chapter 3, capitolul 3, verse 16, versetul 16. The Lord also shall roar out of Zion. Domnul răgnește din Sion. And utter his voice from Jerusalem. Glasul lui răsună din Ierusalim. Not from Jeffersonville. Nu se va auzi din Jeffersonville. But from Jerusalem. Ci din Ierusalim. Not from Crefel. Nu din Crefel. But from Mount Zion. Ci de pe muntele Sion. From Jerusalem. Din Ierusalim. Not when Brother Branham preaches. Nu când predica fratele Branham. Not when Brother Frank preaches. Nu când predică fratele Frank. But when the Lord himself comes down. Ci când Domnul însuși coboară.
as the angel of the covenant. Ca înger al legământului. Putting one foot on land and one on sea. Punând un picior pe mare și un picior pe pământ. I'm asking you today. Eu vă cer astăzi. Have respect towards the word of God. Aveți respect față de cuvântul lui Dumnezeu. Respect the word of God. Respectați cuvântul lui Dumnezeu. Because I must tell you. Pentru că trebuie să vă spun. If you do not respect every word of God. Dacă nu respectați fiecare cuvânt al lui Dumnezeu. The Lord will not even speak to you. Domnul nici măcar nu vă va vorbi. The Lord will only speak to you. Domnul vă va vorbi doar dacă respectați His word. Dacă respectați cuvântul lui. If you don't respect His word. Dacă nu respectați cuvântul lui. You might hear the preacher. Îl veți auzi doar pe predicator. But not the Lord. Dar nu pe Domnul. It's a big difference. Este o mare diferență. Even seven times. Chiar de șapte ori. In Revelation. În Apocalipsa 2 și 3 ni se spune at the end of each message, la sfârșitul fiecărui mesaj de predicare, cine are urechi să audă what the Spirit says, ceea ce spune Duhul, not what the messenger says, nu ceea ce spune mesagerul, not what the preacher says, nu ceea ce spune predicatorul, not what the prophet says, nu ceea ce spune prorocul, dar cine are urechi să audă what the Spirit, ceea ce Duhul, what the Spirit says unto the church, ceea ce Duhul spune bisericii. So here we have the word which is inspired by the Holy Spirit. Și noi avem aici cuvântul care este inspirat de Duhul Sfânt. Also in Amos. De asemenea, Amos. Amos chapter 1, capitolul 1, verse 2, versetul 2. And he said, el a zis, the Lord will roar from Zion. Domnul răcnește din Sion. And utter his voice from Jerusalem. Glasul lui răsună din Ierusalim. How many scriptures could I read to you? Oh, câte texte aș putea să vă citesc? Right from the New Testament. Până în Noul Testament. Acts 15. Fapte 15. Romans 11. Romani 11. Right to Revelation chapter 14. Până la Apocalipsa 14. Where the 144,000 are shown on Mount Zion. Unde cei 144,000 sunt arătați pe muntele Sionului. Because the Lord will enter His voice from Mount Zion. Pentru că Domnul își va face auzit glasul de pe muntele Sion. Și acolo vor fi cei 144,000. That is when the Lord comes down. Aceasta este când Domnul coboară. And leaves the bride in heaven at the marriage supper. Și își lasă mireasa în cer la cina de nuntă. Like Joseph in the Old Testament. Așa cum Iosif în Vechiul Testament. Joseph left the bride in the palace. Iosif și-a lăsat mireasa în palat. And he manifested himself to his brethren. Și s-a descoperit fraților lui. And then he didn't speak through an interpreter. Atunci n-a mai vorbit printr-un interpret. No more interpreter. Nu mai era nevoie de traducător. Și acolo el a vorbit limba lor. Și au început să plângă. Și au spus, vai, ce i-am făcut? Avem totul în cuvântul lui Dumnezeu. Și fratele Branham a făcut afirmația. Și fratele Branham spune cuvântul s-a strecurat. And make himself known to his brethren. Și se strecoară și se face cunoscut fraților lui. Everything in the right place. Totul trebuie așezat la locul lui. At the right time. La timpul potrivit. Coming back to Revelation chapter 10. Ne întoarcem la Apocalipsa 10. It is so very important. Este foarte important. To know. Să știm. As we read here. Let us read verse 5. Să citim versetul 5. And the angel whom I saw standing on the land and saying. Și îngerul pe care l-am văzut stând în picioare pe mare și pe pământ. Și a ridicat mâna dreaptă spre cer. And swore by him that liveth forever and ever. Și a jurat pe cel ce este fiul în vecii vecilor. Who created the heavens and the things therein. Care a făcut cerul și lucrurile din ele. And the earth and the things which are in it. Pământul și lucrurile de pe el. And the sea and the things which are therein. Marea și lucrurile din ea. That there shall be no more delay. Că nu va mai fi nicio zăpadă. No more delay. Nicio întârziere. Six trumpet angels had sounded. Șase îngeri au sunat din trâmbiță deja. And now I show to you. Și acum vă voi arăta. That not even the first trumpet angel can sound. Că primul înger, nici măcar primul nu poate suna. Unless the 144,000 are sealed. Până când cei 144,000 nu sunt pecetuiți. Revelation chapter 7. Apocalipsa 7. Verse
Versetul 2 și 3. And I saw another angel ascending from the east. Și am văzut un alt înger care se suia dinspre răsăritul soarelui. Și care avea pecetea Dumnezeului celui viu. And he cried with a loud voice. Și l-a strigat în glas tare. To the four angels. La cei patru îngeri. Whom it was given to hurt the sea and the earth. Cărora le fusese dat să bată pe pământul și marea. Listen to verse 3. Și acum fiți atenți la versetul 3. Said hurt not the earth, neither the sea. Zicând, nu vă temați pământul nici marea. Nor the tree. Nici copacii. Până nu vom pune pecetea pe fruntea slujitorilor Dumnezeului nostru. Not even the first trumpet angel can sound. Nici măcar primul înger nu poate sta din trâmbița lui. Până când cei 144.000 nu sunt sfințiți. Și noi știm din Scriptură that this will take place after the rapture. Că această pecetuire va avea loc după răpire. That is according to Acts chapter 15. Aceasta este în conformitate cu Fapte 15. Verse 13. De la versetul 13. First God takes a people for His name. Mai întâi Domnul și-a ales un popor pentru numele Lui. And then He will turn to Israel. Și apoi se va întoarce la Israel. Și va ridica cortul lui Israel. La fel Romani 11. We have all the descriptions in the New Testament. Avem întreaga descriere în Noul Testament. Now come with me to Revelation 8. Mergeți împreună cu mine la Apocalipsa 8. Revelation chapter 8 verse 7. Versetul 7. The first angel sounded. Îngerul din tâi a sunat din trâmbiță. And there followed hail and fire mixed with blood. Și a venit grindină și foc amestecat cu sânge. And they were cast upon the earth. Care au fost aruncate pe pământ. And the third part of the trees burnt up. Și a treia parte a pământului a fost arsă. Și a treia parte din copaci. All the green grass. Și toată iarba verde a fost arsă. I told you according to the scriptures. Eu vă spun conform Scripturii. That first 144,000 will be seen. Că mai întâi vor fi pecetuiți 144.000. Și aceasta se întâmplă în slujba celor doi proroci. But according to Zechariah chapter 4. Dar conform Zaharia capitolul 4. And according to Revelation 11. Și Apocalipsa 11. The two prophets are the two olive trees. Cei doi proroci sunt cei doi măslini. The two anointed ones. Cei unși, cei doi unși. They are next, right and left at the candlestick. Ei sunt în stânga și în dreapta sfeșnicului cu șapte. They are not within the candlestick. Ei nu sunt în mijlocul celor șapte. Jesus Christ, the Son of Man, walks amidst the seven golden candlesticks. În mijlocul celor șapte sfeșnice umblă Domnul cu cafeaua Domnului. But the two prophets. Dar cei doi proroci. Are right and left. Sunt la stânga și la dreapta. They are not within the church age. Ei nu sunt în timpul epocii bisericii. Because it will be when the church age is finished. Ei vor apărea când se va termina epoca bisericii. Brothers and sisters, the Lord arranged His word in a wonderful way. Frați și surori, Domnul a aranjat cuvântul Lui într-un mod minunat. Always ask what does the scripture say. Întotdeauna să vă întrebați ce spune Scriptura. So the scripture says. De Scriptura spune. Don't hurt the earth. Nu vă temați pământul. Don't hurt the trees. Nu vă temați copacii. Make no damage on earth. Nu faceți nicio stricăciune pe pământ. Until we've seen the servants of our God. Până când n-am pecetuit, vor fi pecetuiți slujitorii lui Dumnezeu. Not sons and daughters. Nu fii și fiice. The servants. Ci slujitori. We are sons and daughters. Noi suntem fii și fiice. But the trees are the servants. Dar ei sunt robii sau slujitori. Frații și surori, fiecare cuvânt al lui Dumnezeu are locul lui. Și trebuie lăsat acolo unde este. Așa că înțelegem prin descoperire divină planul de mântuire. First, the Gentile church will be finished. Mai întâi se va termina planul cu biserica dintre neamuri. Everything will be restored. Totul va fi reașezat. And brothers and sisters, și frați și surori, the time has come. Timpul a venit. Not only to speak about the return of Christ, nu doar să vorbim despre revenirea lui Hristos, but to take very seriously, ci să o luăm în mod foarte serios. What Matthew 25 says. În special ce spune în Matei 25. I came to know somebody. Am cunoscut pe cineva who had the idea, care a avut ideea, that if he is not in the rapture, că dacă nu va participa la răpire, then he can make his decision after the rapture for the Lord. El va putea să se decidă pentru Domnul chiar și după răpire.
He already believes in the Lord. El credea în Domnul. But he still walks in his own ways. Dar încă mai mergea pe drumurile lui. And when he told me, când el mi-a spus, that there would be a second chance, că va mai fi și a doua șansă, for those who didn't make it in the first round, you know, in the rapture. Dar pentru cei care n-au să participe la răpire. And all of a sudden, și deodată, like a divine revelation, ca o descoperire divină, it came upon me. A venit peste mine. And I said, beloved, și am spus, iubitul frate, Scriptura spune that even the five foolish virgins, că fecioarele neînțelepte, were among those who went out to meet the bridegroom. Erau în mijlocul celor care au ieșit să îl întâmpine pe Domnul. The five foolish virgins did not say we shall wait what happens and then we'll make our decision. Cele cinci fecioare neînțelepte n-au spus noi vom aștepta și ne vom face decizia după aia. No, the foolish will be with the wise. Cele neînțelepte vor fi împreună cu cele înțelepte. Until that moment, până la acel moment. But they're already walking to meet the bridegroom. Dar ele deja merg să-l întâlnească pe Domnul. We have to understand this. Noi trebuie să înțelegem acest lucru. And then, if you are elected, deci, atunci, dacă tu ești ales, you believe every word of God. Tu crezi fiecare cuvânt al lui Dumnezeu. If you are elected, dacă tu ești ales, you will not receive any interpretation. Tu nu vei primi nicio stăpâire. You will not mix with the word of God. Nimic nu se va amesteca cu cuvântul lui Dumnezeu. You will not understand, tu vei înțelege by divine revelation, prin descoperire divină, că Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, El ce seamănă cuvântul original. Și întotdeauna dușmanul vine în spate. Și El seamănă propria lui sămânță. Dacă tu ești un adevărat copil al lui Dumnezeu, sămânța cuvântului lui Dumnezeu rămâne în tine. 1 Ioan 5. His seed remains in us. Sămânța lui rămâne în noi. And the seed is the word of God. Și sămânța este cuvântul lui Dumnezeu. I beg you. Eu vă rog, vă implor. In the name of the Lord Jesus Christ. Vă implor în numele lui Iisus Hristos. A pure word bride. Fiți o mireasă pură a cuvântului. Don't be foolish. Nu fiți neînțelepți. When you move towards the bridegroom coming, când mergeți spre întâmpinarea mirelui, stay in the word. Rămâneți în cuvânt. Stay with the word. Rămâneți cu cuvântul. Nu amestecați. Nu fiți neînțelepți. Fiți înțelepți. Luați Duhul Sfânt. Luați cuvântul descoperit al lui Dumnezeu. Și rămâneți în cadrul Scripturii. Pentru că cele neînțelepte, ei vor crede cu orice. Și ei totuși vor crede că vor ajunge la cumirele. Dar cele înțelepte vor respecta cuvântul lui Dumnezeu. Cele înțelepte vor primi descoperirea divină. Nu vor avea ulei doar în lămpi. Ei vor avea descoperire divină. Plinătatea Duhului Sfânt. And the Holy Spirit leads into all the truth. Și Duhul Sfânt conduce în tot adevărul. So what does the Scripture say? Deci ce spune Scriptura? About the promised ministry. Despre slujba făgăduită. What does the Scripture say? Ce spune Scriptura? About the return of Christ. Despre revenirea lui Hristos. What does the Scripture say? Ce spune Scriptura? About the seven thunders. Despre cele șapte tunete. What does the Scripture say? Ce spune Scriptura? Always the question. Mereu aceeași întrebare. What does the Scripture say? Ce spune Scriptura? And this we have to respect. Și aceasta noi trebuie să o respectăm. V-am arătat din cuvântul lui Dumnezeu. Where things must be placed. Unde trebuie așezate toate lucrurile? William Branham, God's servant and prophet, slujitorul lui Dumnezeu și proroc, had an infallible ministry. A avut o slujbă infailibilă. I have to emphasize that. Eu trebuie să subliniez acest lucru. Every vision he saw, fiecare viziune pe care a avut-o, was perfect. A fost desăvârșită. Când el se ruga pentru oameni, he couldn't say anything, el nu putea spune nimic, unless it was shown to him in a vision. Până când nu era arătat în viziune. When Brother Branham came to Switzerland, când fratele Branham a venit în Elveția și când a venit în Germania, he didn't speak a word of our language. El nu știa un cuvânt din limba noastră. But for every person he prayed for, dar pentru fiecare persoană pentru care se ruga, showed him a vision. Dumnezeu i-a arătat o viziune. He saw the person. El vedea acea persoană în vedenie. He saw the city they came from. Vedea orașul din care vin. He saw all the
circumstances of their life. Vedea toate împrejurările vieții lor. He was a prophet. El era un proroc. The prophet was seers. Prorocii erau văzători. They saw in a vision. Ei vedeau vedenie. And then they received the inspiration. Și apoi primeau inspirația. With that says the Lord. Și spuneau așa vorbește Domnul. According to the vision they were shown. În conformitate cu viziunea care era arătată. Totally and a perfect ministry, you know. Era o slujbă în totalitate desăvârșită. Not a single time was there a miss. Nici măcar o singură dată n-a dat greșit. Once a brother came to Brother Branham. Odată un frate a venit la fratele Branham și l-a întrebat. If he is not afraid to say these things. De dacă nu cumva e frică să spună aceste când spune aceste lucruri. His answer was. Răspunsul lui a fost. How could I be afraid? Cum să fie frică? If the Lord shows me. Dacă Domnul mi-arată and tells me. Și îmi spune. I just say what I see. Eu doar spun ceea ce văd. Și eu spun ceea ce îmi spune el. So he's responsible. Așa că el este răspunzător. I just give what he shows and what he tells me. Eu doar spun ceea ce mi arată și spune. So I want you to know. Eu vreau să știți. He was the promised prophet. El a fost un proroc făgăduit. He was to come. El trebuia să vină. Before the great and terrible day of the Lord would be. Înainte de venirea zilei cele mari și înfricoșate a Domnului. I will write a little brochure. Voi scrie din nou o mică broșură. To show all the manuscripts. Să arăt toate versetele. From the Old and the New Testament. Din Vechiul și Noul Testament. So that all the true believers. Ca toți adevărații credincioși. At this time. Din acest timp. Will be so founded and grounded in the Word of God. Să fie înrădăcinați și bine întemeiați în Cuvântul lui Dumnezeu. Ca ei să știe ce spune Scriptura. Ca să știe că Dumnezeu vechează asupra cuvântului Său. Ca să împlinească ceea ce a făgăduit. Și aici este un al doilea punct. Cum am spus și aseară. Under the ministry of Moses, sub slujba lui Moise, the Lord brought the people out of bondage. Dumnezeu a scos poporul afară din robie. Moses had received two signs. Moise a primit două semne. And maybe I should tell you. Și poate ar trebui să vă spun. On the 15th of October. Pe 15 octombrie. I made a visit in Jeffersonville. Am făcut o vizită la Jeffersonville. After 20 years. După 20 de ani. I made a trip through the United States. Am făcut o călătorie prin Statele Unite. Also through Canada. Și Canada. And I stopped in Jeffersonville. Și m-am oprit la Jeffersonville. But to see the Branham family. Ca să văd familia Branham. And to see the mission outreach. Și să văd misiunea de acolo. And I was very, very grateful for that day. Și am fost recunoscător Domnului pentru acea zi. When I spoke to the son of Brother Branham. Când am vorbit cu fiul fratelui Branham. To Billy Paul. Cu Billy Paul. It wasn't my request. N-a fost cerința mea sau dorința mea. It was his suggestion. Ci a fost sugestia lui. All of a sudden he said. Deodată. Brother friend, mi-a spus, frate Frank, may I show to you? Aș putea să-ți arăt. How mighty, Brother Branham, cum tatăl meu, fratele Branham, took the right hand of the patient, lua mâna dreaptă a pacientului, into his left hand, în mâna lui stângă, where on the illness, the tumor or the cancer was seen. Și acolo pe mână era arătată boala sau tumoarea. And just like our beloved brother John, și așa cum fratele nostru, has put his hand, his right. Pune mâna dreaptă în mâna stângă. So Billy Paul showed me. Așa Billy Paul mi-a arătat. On October the 15th this year. Pe 15 octombrie anul ăsta. Just a few days, few weeks ago. Acum câteva săptămâni. How Brother Branham took the patient's hand. Cum lua fratele Branham mâna pacientului. And how in his hand the illness would come forth. Și pe mâna fratelui Branham apărea boala sau tumoarea. He has seen it many times. El a văzut-o de multe ori, Billy Paul. I only refer this. Eu mă refer la aceasta. Let you know. Ca să știți. When the Lord called Brother Branham. Când Domnul l-a chemat pe fratele Branham. In 1933. În 1933. He was told. I-a spus. And John the Baptist was sent to forerun the first coming of Christ. Așa cum Ioan Botezătorul a fost trimis să premeargă prima venire a lui Hristos. You are sent with the message. Tu ești trimis cu un mesaj. Which will forerun the second coming of Christ. Care va premerge a doua venire a lui Hristos. But on May the 7th, 1946. Dar în 7 mai 1946. The angel of the Lord entered into the room. Îngerul Domnului a intrat în camera unde era fratele Branham. I heard it from the lips of Brother Branham. Am auzit-o de pe buzele fratelui Branham. The
angel of the Lord stepped in the light that was coming into the room. Îngerul Domnului a coborât din lumina care a coborât în casa, în camera frate. În acel moment fratele Branham stătea. And he had the Bible on his lap. Stătea jos și avea Biblia pe picioarele lui. He was reading. Și citea. And suddenly the supernatural light came into the room. Și deodată lumina supranaturală a coborât în cameră. And the angel steps down in that light. Și din această lumină a pășit Îngerul Domnului. Și fratele Branham a stat la picioare și a început să tremure. And he was trembling in the presence of that light. Și tremura în prezența acelei lumini. And the angel said, și îngerul a spus, don't fear. Nu te teme. I'm sent from the presence of Almighty God. Eu sunt trimis din prezența celui atotputernic. To give you your commission. Ca să îți spun despre trimiterea pe care o primi. Moses was given two signs. Și cum așa lui Moise s-au dat două semne. Signs will be given to you. Și ție îți vor fi date două semne. Don't believe the first sign. Dacă ei nu vor crede primul semn, they believe the second sign. Îl vor crede pe al doilea. You can read it. O puteți citi. Read it. O puteți citi. In Exodus. O puteți în Exod. Chapter 4. Capitolul 4. The Lord spoke to Moses. Unde Domnul a vorbit cu Moise. One sign was with the hand. Un semn era cu mâna. Moses was to put the hand into the bosom. Moise trebuia să-și pună mâna la piept. And he took it out. Și s-o scoată. It was full of leprosy. Era plin de lepră. He should put it back. Trebuia să pună din nou în sân și s-o scoată. It was like a baby skin. Și era ca pielea unui copil de curată. Totul era. And he also had to take the staff and put it on the ground. Și apoi trebuia să ia mătul și să-l pună pe pământ. And it was a serpent. Și se transforma într-un șarpe. And then came also the magicians. Au venit atunci și vrăjitorii. Și ei și-au aruncat bețele lor și s-au făcut șerpi. Dar aici e taina. Then the serpent of Moses. Șarpele lui Moise. Ate the serpents of the other magicians. Ia au înghițit șerpii vrăjitorilor. And then he had it all in his hand. Și a toate erau în mâna lui. Jesus Christ. Iisus Hristos. Has smashed the head of the serpent. A zdrobit capul șarpelui. Jesus Christ gave us life. Iisus Hristos ne-a dat viața. I want you to know. Vreau să știți. We are not following fables. Noi nu urmăm basme. We are not deceived. Noi nu suntem înșelați. We follow Jesus Christ. Noi urmăm pe Iisus Hristos. We believe the word of God. Noi credem cuvântul lui Dumnezeu. The Holy Scripture. Făgăduit în Sfânta Scriptură. We don't believe interpretation. Noi nu credem în tâlcuirii. We believe the original promises of God. Noi credem în făgăduințele originale ale lui Dumnezeu. So we understand. Noi înțelegem. The purpose of Brother Branham's ministry. Scopul slujbei fratelui Branham. But that purpose was for the calling out. Acest scop a fost pentru chemarea afară. Not yet for the bringing in. Dar nu pentru introducere în țară. Just the calling out. Ci doar chemarea afară. And now comes the time of the testing. Acum vine vremea încercării, a punerii la încercare. Like with the people of Israel. La fel cum s-a întâmplat cu poporul Israel. For 40 years. Au fost 40 de ani. Between the coming out. Între ieșire. And the going in. Și intrare. Brothers and sisters. Frați și surori. We are very close to something. Noi suntem foarte aproape de un lucru important. I'm not a prophet. Eu nu sunt un proroc. I don't know the day. Eu nu știu ziua. I don't know the hour. Nu știu ceasul. I just know. Eu doar știu. We're not only in the end time. Că nu suntem doar în timpul de sfârșit. End of the end time. Noi suntem la sfârșitul timpului de sfârșit. In the political world. Chiar și în lumea politică. Things are shaping up. Lucrurile încep să prindă contur. According to Bible prophecy. Conform profeției biblice. The old Roman Empire coming to power again. Vedem din nou vechiul imperiu roman venind la putere. And it's all wrong. It's wrong. Și tot timpul la mijloc este rău. Not Berlin. Nu Berlin. No other city. Niciun alt oraș. It's wrong. Ci Roma. I write about it in my next circular. Am scris despre aceasta în circulară următoare. To just show how also the predictions are coming true. Cum chiar și previziunile, predicțiile vin la împlinire. So let us summarize what we're trying to say here today. Să rezumăm ceea ce am spus astăzi. This is God's time. Acesta este timpul lui Dumnezeu. For God's pentru poporul lui Dumnezeu. To hear the true word of God. Să audă adevăratul cuvânt al lui Dumnezeu. To respect the word of God. Să respecte cuvântul lui Dumnezeu. And to have the word of God revealed. Și să aibă cuvântul lui Dumnezeu descoperit.
descoperit prin Duhul Sfânt și să-l așeze în mod corect. Nu ca să aducă confuzie, ci să așeze fiecare lucru la locul lui. Cum am spus-o de multe ori, chiar dacă citiți Evangheliile, într-o Evanghelie citiți un anumit lucru, într-o altă Evanghelie găsiți un alt lucru. Nu, niciun verset nu este complet în el însuși. Niciun capitol nu este complet în el însuși. Every chapter, ai nevoie de fiecare verset, fiecare capitol, fiecare evanghelie. For instance, de exemplu, if you want to know, dacă vrei să știi, what Jesus Christ said to one of the thieves, ce a spus Iisus Hristos unuia dintre hoți, today thou shalt be with me in paradise. Astăzi vei fi cu mine în rai. It's not in Matthew. Nu este în Matei. It's not in Mark. Nu în Marcu. It's not in John. Nu în Ioan. It's only in Luke. Ci doar în Luca. If you want to know, dacă vrei să știi, that Jesus went to heaven, că Iisus a plecat la cer, you can read it, o puteți citi într-un număr de locuri. Dar dacă vrei să știi that a cloud took him up, că s-a ridicat într-un nor, you cannot read it in Matthew, nu o găsiți în Matei, not in Mark, nu în Marcu, not in Luke, nu în Luca, not in John, nu în Ioan, but in Acts chapter 1, ci în Fapte 1. Frații și surori, Domnul a așezat cuvântul lui în așa fel, niciun profesor în teologie nu va găsi drumul între ele. Se pot închide toate seminarele și toate școlile biblice. Se trimite acasă. Se o pierdere de timp. Este o pierdere de bani. Ceea ce avem nevoie este descoperire divină. Și Dumnezeu a așezat din nou biserică. Apostoli, proroci și învățători. Și noi avem acces prin Duhul Sfânt la descoperire divină. Deci Dumnezeu l-a trimis pe fratele Branham, așa cum l-a folosit pe Ioan Botezătorul și pe Apostolul Pavel. Erau slujbe diferite, din timpuri diferite, pentru diferite scopuri. La fel este și acum. Era un scop legat de slujba fratelui Branham. Și vreau să știți, I don't refer to me. Nu mă refer la mine. Uitați-mă, uitării pe mine. Uitați-mă pentru totdeauna. Dar am o responsabilitate. Să vă spun adevărul. Dacă ne uităm doar înapoi și doar repetăm, prorocul a spus, dacă nu înțelegi ce face Dumnezeu chiar astăzi, cum Dumnezeu reașează toate lucrurile în starea originală de la început, noi nu avem doar un mesaj. Este viață în mesaj. Este viața lui Hristos care aduce lucruri înapoi la original toate lucrurile. Eu nu critic. But if brothers from America, dar dacă frații din America only refer to what God did in the time of Abraham, se referă doar la ceea ce a făcut Dumnezeu în vremea fratelui Branham, that is not enough. Nu este de ajuns. We live now. Noi trăim azi. We must know what God is doing right now. Noi trebuie să știm ce face Dumnezeu chiar acum. And let me tell you this. Și vreau să vă spun. In the 40 years of Moses, în cei 40 de ani ai lui Moise, the pillar of fire and cloud was with the children of Israel. Stâlpul de foc a fost în permanență cu copiii lui Israel. Dar după aceea, cuvântul descoperit al lui Dumnezeu era în legământul lui, în chivotul legământului. And then the word of God, și apoi cuvântul lui Dumnezeu, was placed on the shoulders of the priest. A fost așezat pe umerii preoților. And then they went to the river Jordan. Și apoi ei au ajuns spre râul Iordan. And God was with them. Și Dumnezeu era cu ei. It's the same right now. La fel este acum. I'm not the prophet. Eu nu sunt un proroc. But I just had a call. Dar am avut o chemare. Share the word of God. Să împărtășesc cuvântul lui Dumnezeu. As it was revealed to Brother Branham. Așa cum i-a fost descoperit fratelui Branham. As it was revealed to Paul and to the apostles. Așa cum a fost descoperit lui Pavel și apostolilor. To share with the children of God. Să împărtășesc acest cuvânt cu copiii lui Dumnezeu. All over the earth. Din întreaga lume. I believe what Brother Branham
was told. Eu cred în ceea ce a fost spus la Branham. The message of the word of God given to him. Că mesajul din cuvântul lui Dumnezeu dat lui. Would be forerunning the second coming of Christ. Va premerge a doua venire a lui Hristos. I repeat. O repet. Not the interpretation. Nu tâlcuirea of message. Mesajului. Or word. Sau a cuvântului. But the original message. Ci mesajul original. Included all the promises of God. Care include toate făgăduințele lui Dumnezeu. Vor fi predicate before Christ returns. Înainte de întoarcerea lui Hristos. And the time has come. Și timpul vine. To place everything according to the word of God. Când totul trebuie așezat conform cuvântului lui Dumnezeu. This cannot be done by a man. Acest lucru nu poate fi făcut de un om. Just believe it. Doar credeți-o. If I look back. Dacă privesc în urmă. How God led us from clarity to clarity. La felul în care Domnul ne-a condus din claritate în claritate. De la lumină la lumină. Every step of the way. Fiecare pas de pe acest drum. Please never forget to ask. Vă rog, nu uitați să întrebați mereu. What does the scripture say? Ce spune Scriptura? What does the scripture say? Ce spune Scriptura? About the Godhead. Despre Dumnezeire. About water baptism. Despre botezul în apă. About the Lord's Supper. Despre cina Domnului. About the first resurrection. Despre prima înviere. About the second resurrection. Despre a doua înviere. About the Jews. Despre evrei. About the end time. Despre timpul de sfârșit. What does the scripture say? Ce spune Scriptura? And you go from the Old to the New Testament. Și mergeți de la Vechi la Noul Testament. From the New to the Old. Și de la Noul la Vechiul. From the Gospels to the Epistles. De la Evanghelii la Epistole. And then right to the Book of Revelation. Și tot drumul până la Apocalipsa. So by the grace of God. Prin harul lui Dumnezeu. We can assure ourselves by the grace of God. Noi ne putem asigura prin harul lui Dumnezeu. If we believe God's original promised word for this day. Că dacă credem cuvântul original al lui Dumnezeu promis pentru acest timp. That is a divine confirmation. Este o confirmare divină. That you are a chosen and elected child of God. Că tu ești un copil ales al lui Dumnezeu. God will never make you a hope unless you are part of the fulfillment. Dumnezeu nu îți va da o nădejde dacă nu ești o parte din cuvântul lui. When God makes a promise. Când Dumnezeu dă o făgăduință. Watches over his word. El veghează asupra cuvântului său. To fulfill his promise. Ca să împlinească făgăduința lui. And as I said many times. Și cum am spus-o de multe ori. The children of promise. Copiii făgăduinței. Believe the word of promise. Cred cuvântul făgăduinței. And they see it fulfilled. Și ei văd împlinit. And they receive the spirit of Christ. Și primesc Duhul Făgăduirii. So let us summarize what we tried to say here today. Să facem rezumat ceea ce am spus astăzi. The end of the end times come. Sfârșitul timpului de sfârșit e la fi aproape. Next year it will be 40 years. În anul următor vor fi 40 de ani. Since Brother Branham was taken to be with the Lord. De când fratele Branham a fost luat să fie cu Domnul. I only mention this. O menționez doar. To make a comparison with the Old Testament. Ca să fac o comparație cu Vechiul Testament. I don't know when the Lord will come. Eu nu știu când va veni Domnul. But I repeat. Dar o repet. We're not only in the end time. Nu suntem doar la timp. Timpul de sfârșit. End of the end time. Ci suntem la sfârșitul timpului de sfârșit. And I must tell you. Și eu trebuie să vă spun. That we have to check our lives. Că noi trebuie să ne verificăm viețile noastre. We have to go into judgment with ourselves. Noi trebuie să ne judecăm pe noi înșine. To ask how do we stand before God. Și să ne întrebăm cum stau eu înaintea lui Dumnezeu. What is our relationship with the Lord? Care este relația mea cu Domnul? What is our relationship with one another? Care este relația dintre noi între unii și alții? Do we love each other with the love of God? Ne iubim unii pe alții cu dragostea lui Dumnezeu? Only perfect love will enter there. Numai dragostea desăvârșită va intra acolo. And perfect love is experienced love. Și dragostea desăvârșită este o dragoste trăită. It's not in words. Nu este doar cuvinte. It's in reality. Ci este în realitate. So the love of God must be poured out into our hearts. Și deci dragostea dumnezeiască trebuie turnată în inimile noastre. By the Holy Spirit. Love the Lord. Iubiți pe Domnul. Love His word. Iubiți cuvântul lui. Iubiți-vă unii pe alții. Because everything shall fail, but love remains. Pentru că totul se va termina, dar dragostea va rămâne. Knowledge
knowledge will finish, everything will finish. Cunoștința se va termina, totul se va termina. But the love remains forever. Dar dragostea rămâne în veci. When Brother Branham saw glory, when he was still alive, când fratele Branham era în viață și a văzut slava lui Dumnezeu, he saw the white-dressed multitude, și a văzut mulțimea îmbrăcată în alb, a voice said, o voce a spus, only perfect love will enter here. Numai dragostea desăvârșită va intra aici. And the perfect love of God was manifested on Calvary. Și dragostea desăvârșită a lui Dumnezeu s-a arătat la Golgota. So God loved the world. Căci atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu născut. Aceasta e dragoste. Să dai. Să dai. Beloved brothers and sisters. Dragi frați și surori. As we have already shared all these things, păi cum am împărtășit toate aceste lucruri, we're coming to the close of this meeting. Ajungem la încheierea acestui întâlnirii. I repeat, o repet, love one another. Iubiți-vă unii pe alții. Don't let the enemy disturb you. Nu lăsați pe cel rău să vă deranjeze. Don't let anything come up against one another. Nu lăsați să vină cu ceva ca să ajungeți unii împotriva altora. Don't let the accuser of the brethren have his way. Nu lăsați pe părâșul fraților să-și facă loc între voi. Reject him. Îndepărtați-l. And bring the brothers and sisters to the Lord. Și aduceți pe frații și surori la Domnul. Pray for each other. Rugați-vă unii pentru alții. And God will have his way with all of us. Și Domnul va avea calea lui cu fiecare din noi. And very soon we shall experience the mighty restoration. Și foarte curând noi vom trăi de restituirea puternică. That is the promise also. Pentru că aceasta este o făgăduință de asemenea. Acts chapter 3. În Fapte 3. Especially verse 17 to 21. Versetul 17 la 21. God will send the times of refreshing. Dumnezeu va trimite timpul de înviorare. As promised in the prophet Isaiah. Așa cum s-a făgăduit în Isaia. Chapter 28. Capitolul 28. Confirmed in the New Testament. Și confirmat în Noul Testament. In Acts 3 from verse 17. În Fapte 3 de la versetul 17. Never forget it. Și nu uitați niciodată. Somebody tells you. Dacă cineva vă spune that Jesus Christ is already come. Că Iisus Hristos a venit deja. It's not true. Nu e adevărat. When he comes. Când el vine. I go. Eu plec. As long as we are here, atât timp cât suntem aici, he did not come. El n-a venit încă. Because the Bible says, pentru că Biblia spune, two will be on one bed, doi vor fi în pat, two on the field, doi pe câmp, and one will be taken, one will be. Unul va fi luat, unul va fi lăsat. Please don't believe anything. Vă rog, nu credeți orice. Just believe reality. Credeți doar realitatea cuvântului. Let me say this. Lăsați-mă să spun. Everything that comes from God, tot ce vine de la Dumnezeu, is connected to reality. Este legat de o realitate. With the Savior Jesus Christ. Cu Mântuitorul Iisus Hristos. His life was a reality. Viața era o realitate. His ministry was a reality. Slujba lui era o realitate. Dying was a reality. Moartea lui a fost o realitate. Going to heaven was a reality. Coborârea lui în adâncuri a fost o realitate. Resurrection was a reality. Învierea lui a fost o realitate. Going to heaven was a reality. Ridicarea lui la cer a fost o realitate. His return will be a reality. Și întoarcerea lui va fi o realitate. And when he returns, și când el se întoarce, dead in Christ will rise first. Morții în Hristos vor învia mai întâi. And we shall be changed. Și noi vom fi schimbați. And together we shall be taken. Și împreună vom fi luați la cer să fim pe Domnul. Nu acceptați orice tâlcuire. Even people say the prophet said, the prophet said. Chiar dacă ei spun prorocul a zis, prorocul a zis. Let them show it from this word. Lăsați să se arate totul din Scriptură. Fiecare cuvânt va trece. But the word of God remains forever. Dar cuvântul lui Dumnezeu rămâne în veac. And only if you're part of the word. Și numai dacă tu ești o parte a cuvântului. Part of what God is doing right now. Vei avea parte din ceea ce face Dumnezeu acum. Believe as the scripture says. Credeți așa cum spune Scriptura. And test and check and test everyone by the word. Și încercați și verificați totul cu cuvântul lui Dumnezeu. Many things should be said. Multe lucruri ar putea fi spuse. Going to be enough for today. Dar cred că este suficient pentru azi. I just have a joy to be with you. Pentru mine am fost o bucurie să fiu împreună cu voi. I love you. Eu vă iubesc. In the love of God. Cu dragostea lui Dumnezeu. And I wish to spend all eternity with you. Și eu vreau să petrec veșnicia cu voi. Very soon you shall be with the Lord. Foarte curând vom fi împreună cu Domnul. Only God knows the time. Dar numai
Dumnezeu știe vremea. We are a privileged people. Dar noi suntem un popor privilegiat. We have the great privilege to know the Lord. Avem marele privilegiu de a-L cunoaște pe Domnul. To know His word. De a cunoaște cuvântul Lui. To believe His promises. Să credem făgăduințele Lui. Part in what God is doing right now. Și să avem parte în ceea ce face Dumnezeu azi. Right to the moment of His return. Până la momentul revenirii Lui. Stay within the word of God. Rămâneți în limitele cuvântului Lui Dumnezeu. Somebody tells you something. Dacă cineva vă spune ceva, întrebați. Please, what does the scripture say? Ce spune Scriptura? Și apoi lăsați să se arate din Sfânta Scriptură. Dumnezeu să vă binecuvinteze și să fie cu voi. Să ne ridicăm și să ne rugăm. We have those requests for healing, especially for healings. Yes, we have quite a number of requests for prayer. There are many for healing and for salvation. Yes. Most of them are healing and salvation. Yes. I will put this into my mind, all these requests. Yes, voi pune toate aceste cereri în Biblie. And I will place them today with Isaiah 53. Și le voi pune la capitolul din Isaia 53. That is the main chapter in the Old Testament. Este capitolul principal din Vechiul Testament. Speaking about our Lord on His way to Calvary. Vorbind despre Domnul nostru în drumul Lui spre Golgota. By His stripes we were healed. Prin rănile Lui am fost vindecați. I only read verse 10. Citesc doar versetul 10. Of Isaiah chapter 53. Din Isaia 53. Yet it pleased the Lord to bruise him. Domnul a găsit cu cale să-l zdrobească. Yes, put him to grief. Prin suferință. When thou shalt make his soul an offering for sin. Dar după ce își va da viața ca jertfă pentru păcat. He shall see his sin. He shall see his sin. Va vedea o sămânță. Este scris sămânța lui de urmași. He shall see his seed. Va vedea sămânța lui. He was the seed in the singular. El a fost sămânța la singular. We are the seed in the plural. Noi suntem sămânța la plural. He was the son of God. El a fost fiul lui Dumnezeu. We are sons and daughters of God. Noi suntem fii și fiice ale lui Dumnezeu. In verse 5. În versetul 5. That he was wounded for our transgressions. Dar el era străpuns pentru păcatele noastre. He was bruised for our iniquities. Zdrobit pentru fără de legile noastre. For our pains was laid upon him. Pedeapsa care ne dă pace a căzut peste el. And with his stripes we are healed. Și prin rănile lui suntem tămăduiți. We are healed. Suntem vindecați. When we pray, când ne rugăm, let the moment come. Lăsați să vină momentul. When you don't just pray, but say, I believe now. Când nu numai te rogi, ci tu spui, eu o cred acum. I am saved. Eu sunt mântuit. I am healed. Sunt vindecat. When Jesus Christ died on the cross. Când Iisus Hristos a murit pe cruce. We were saved. Noi am fost mântuit. Am fost vindecat. But we receive it now. Dar noi o primim acum. Because the word has been preached. Pentru că cuvântul a fost predicat. And we believe it. Și noi îl credem. It's a promise. Este o făgăduință. And we receive it. Și apoi noi o primim. Believe it now. Credeți acum. Receive it now. Primiți-o acum. Let us pray. Să ne rugăm. Dear Lord God, Doamne Dumnezeule, we believe you. Noi te credem. We believe your word. Noi credem cuvântul tău. We believe your answer prayer. Noi credem răspunsul rugăciunilor. We approach the throne of grace. Ne apropiem de tronul de har. In the name of Jesus Christ. În numele lui Iisus Hristos. As the whole congregation. Ca întoar cu toată adunarea. Uniting in prayer. Noi ne unim în rugăciune. Believing the promised word of God. Credem cuvântul făgăduit al lui Dumnezeu. Doamne, confirmă cuvântul. Cuvânt, confirmă cuvântul. Confirmă cuvântul, chiar acum. Mântuie, vindecă, eliberează. Binecuvintează poporul. Slăvește-ți numele. Haleluia. Noi o primim. Noi o primim. Binecuvântați, binecuvintează pe toți. Vindecă pe toți care au rugăciune. Fie în mijlocul nostru. Și oricum de s-ar găsi. Aceasta e ziua pe care a făcut-o Domnul.
fie pentru fiecare. Primiți-o. Primiți toate binecuvântările. Dumnezeu le-a făcut tine. În numele lui Iisus Hristos. Și tot îți zic amin. Amin. Domnul să vă binecuvânteze. You may be seated. You can take. Puteți să vă așezați. I like to take greetings with me to Switzerland. Aș vrea să duc salutul în Elveția. And I trust you are in agreement. Și cred că voi sunteți de acord. I will greet wherever I go from Romania. Peste tot unde mă duc, duc salutul mele din România. If the Lord opens again the door, dacă Domnul deschide din nou ușa, I will return quickly to Chile. Mă voi întoarce foarte repede în Chile. I don't know if you heard about it. Nu știu dacă ați auzit. But in Chile I was for the first time. În Chile am fost pentru prima dată. In October. În octombrie. After two meetings. Și după două întâlniri. I baptized 125 people. Am botezat 125 de oameni. The Lord had blessed in a marvelous way. Domnul a binecuvântat într-un mod deosebit. And these people had no knowledge of the entire message. Și oamenii aceia nu știau nimic despre mesajul timpului de sfârșit. But they heard about it. Dar au auzit despre el. January this year. Din ianuarie anul acesta. And within a few months. Și în câteva luni. They had received the tapes, the video tapes from Krefeld. Au primit benzile video din Krefeld. And they believed. Și au crezut. Invited me. Și m-au invitat. And so after I preached two sermons, și după ce am predicat două adunări, 125 brothers and sisters are baptized. Am botezat 125 de frați și surori. And now if you wish to be again, I mean others wish to be baptized. Și acum și alții vor să mai fie botezați. So I might have to return to Chile even in December. S-ar părea că voi trebui să mă întorc în Chile chiar acum în decembrie. I'm always happy if the Lord has His way. Eu sunt bucuros când Domnul găsește o cale. So may God bless you. Fie ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. Fie ca El să fie cu voi. One soul is more worth than the whole earth. Un suflet este mai important decât întreg pământul. May God bless you even where you are. Fie ca Dumnezeu să vă binecuvinteze acolo unde sunteți fiecare. May He use you to testify to others. Fie ca voi să depuneți mărturie altora. But be led by the Holy Spirit. Dar în totul fiți călăuziți de Duhul Sfânt. Lăsați-vă călăuziți de Duhul Dumnezeu. Cui să vorbiți și cum să-i vorbiți. God bless all the ministry. Dumnezeu să binecuvinteze pe toți frații slujitori. Domnul să binecuvinteze pe fratele Daniel. And Florin. Florin. And all the brothers here. Și pe toți frații de aici. And pray for the ministry brethren. Și rugați-vă pentru frații slujitori. We need prayer the most. Noi avem nevoie de rugăciune mai mult ca oricare. Și apoi rugați-vă unii pentru alții. Love the preachers. Și iubiți-vă predicatori. And love one another. Și iubiți-vă unii pe alții. And pray for me. Rugați-vă pentru mine. And once again I thank you. Și încă o dată vă mulțumesc că ați venit. You're a nice congregation. Sunteți o adunare bună. And you believe the word of God. Și voi credeți cuvântul lui Dumnezeu. And the word of God even today will not return void. Și cuvântul lui Dumnezeu de astăzi nu se va întoarce gol. But it accomplish what it was sent. Și va împlini scopul pentru care a fost trimis. How many believe that the return of Christ is near? Câți cred că revenirea lui Hristos e aproape? Dumnezeu să vă binecuvinteze. Thank you, beloved brother, for the translation. Amen. Thank you. Hai vino să cântăm o cântare înainte să se încheie. Hai să cântăm o cântare împreună, să mulțumim lui Dumnezeu pentru binecuvântările lui atât de mari. Ne-am dorit noi să fie mai dese, dar dacă drumurile, slujitorii lui Dumnezeu sunt în mâna lui Dumnezeu. Cântarea numărul 17.
don't respect the word of God, ca cei care nu respectă cuvântul lui Dumnezeu, as the final authority, ca autoritate finală, will have the possibility, să aibă posibilitatea, to go into different directions, să meargă în diferite direcții, according to their interpretation, conform tâlcuitor lor. I mentioned, I think, two or three things. Am menționat două sau trei lucruri. But I also have to say, dar de asemenea trebuie să spun, if you read one statement on page 72, dacă citești o afirmație de la pagina 72, you might have the impression it is like this. Poți să ai impresia că e așa. If you read on to page 74, dacă ajungi apoi la pagina 74, it's the explanation of what is on page 72. Este de fapt explicația la ceea ce s-a spus în pagina 72. If you only take one statement, dacă iei doar o afirmație, you might go in a wrong direction. Poți merge într-o direcție greșită. If I take this statement, dacă iei această afirmație, to the next statement, apoi o duci la cealaltă afirmație, then you have the balance. Atunci totul este echilibrat. It is the same with the Holy Scriptures. La fel este și cu Sfânta Scriptură. Because I translated Brother Branham's sermon. And when you translate, you don't skip. Și când traduci, nu treci peste lucruri. But you have to understand every sentence you're translating. Trebuie să înțelegi ceea ce traduci. So that is the difference between us and the American brothers. Asta este diferența între noi și frații din America. They are taking things very lightly. Ei au luat lucrurile foarte ușor. And as I said, și cum am spus, their respect to the word of God is lost. S-a pierdut respectul față de cuvântul lui Dumnezeu. In fact, the actual conviction is this. Încrederea și convingerea este that no one understands the Bible. Ei spun că nimeni nu înțelege Biblia, except the prophets, doar prorocul, and the word was revealed to the prophets, și cuvântul a fost descoperit prorocului. And they say, și ei spun, now we don't need the Bible. Acum noi nu mai avem nevoie de Biblie. We don't need to go back to the Bible. Nu avem nevoie să ne întoarcem la Biblie. We just take what the prophet says. Luăm ceea ce a spus prorocul. In one way it sounds good. Într-un fel sună frumos. And it's true. Și adevărat. The word of God was revealed. Cuvântul lui Dumnezeu a fost descoperit. To the prophet. Through his ministry. Și prin slujba lui. But it's the word of God. Dar este cuvântul lui Dumnezeu. But the Bible is the word of God. Dar Biblia este cuvântul lui Dumnezeu. Amen. So we're not taken away from the word. Nu suntem luați, îndepărtați de cuvântul lui Dumnezeu. As our brothers wish for some to know or to believe. Așa cum unii vor să facă sau să creadă. And they even say, și ei chiar spun, that Brother Frank doesn't respect the prophets. Fratele Frank nu respectă pe proroc. Brother Frank doesn't believe the prophets. Fratele Frank nu respectă. Brother Frank lifts himself up above the prophets. Fratele Frank se înalță deasupra prorocului. All the brothers all over the earth, toți frații de pe pământ, who have wrong teachings, care au învățături greșite, have a wrong spirit, au un duh greșit, and have a wrong attitude, și au atitudine greșită towards the word and towards the message. Față de cuvânt și față de mesaj. And they have a wrong attitude towards what God is doing since the prophet was taken away. Și nu au nici respect față de ceea ce face Dumnezeu de când a plecat prorocul. And therefore they wish to kill the influence of the word of God. Ei în felul acesta ucid influența cuvântului lui Dumnezeu. By actually destroying the man who carries the word of God. Distrugând de fapt pe omul care poartă cuvântul. But God is we're on God's side and he has the victory. Dar noi suntem de partea Domnului și el are biruința. I just want you to know. Aș vrea doar să știți. That I not only respect Brother Branham. Că eu nu doar îl respect pe fratele Branham. As a person. Ca o persoană. Or as a prophet. Sau ca proroc. I believe. Eu cred. With all my heart. Cu toată inima. That he was a prophet. A fost un prophet. Amen. And that was the ministry. Și aceasta a fost slujba. God gave him. Pe care Dumnezeu ne-a dat-o. Amen. În acest timp. Otherwise we're deceived. But the difference between us and, for instance, Jehovah Witnesses or any of the other cults. Diferența față de noi și față de martirii Jehova sau toți ceilalți. Is this? Este aceasta. If you go to the Jehovah Witnesses. Dacă mergi la martirii Jehova. They check the Bible. Ei iau Biblia. And what Russell said. Și iau ce a spus Russell. If you go to the Adventists. Dacă mergi la Adventiști. They check the Bible. Iau Biblia. And what Mr. Miller said. Și ceea ce a spus Miller. And what Ellen White. Și ce a spus Ellen White. They check the Bible and. Ei iau Biblia și ceva. You go to the Mormons. Mergi la mormoni. They say we believe the Bible. Ei spun ei noi credem Biblia. But we believe what our prophets say. Dar noi credem ce a spus prorocul nostru. And it's not so with us.
Dar nu este așa cu noi. We believe the Bible. Noi credem Biblia. And the Bible. Și Biblia. And the Bible. Amen. And what the prophet says. Și ce a spus prorocul. We take into the Bible. O ducem la Biblie. And that's what we believe. Și asta este ceea ce credem. If not, amen. Dacă we're just another cult. Suntem doar un alt cult. Like all the others. Ca toate celelalte. And there are many such cults on earth. Și sunt destule culte pe pământ. And all go back to a certain founder. Și toți se întorc până la fundatorul. Or to a prophet or prophetess. La o proroc sau prorocită. But we go back to God, to His Word. Dar ne întoarcem la Dumnezeu și cuvântul Lui. Amen. Jesus Christ, our Lord, said. Pentru că Iisus Hristos, Domnul nostru, a spus. In the truth. Sfințește în adevăr. Thy word is Hallelujah. Cuvântul tău e adevăr. Amen. Amen. The word comes to the prophets. Și cuvântul a venit prin proroc. And therefore we're brought back to the Word of God. Și prin acesta noi suntem întorși la cuvântul Lui. Amen. But also when I mentioned my visit to Jeffersonville. De asemenea, m-am amintit de vizita mea la Jeffersonville. In a small group, I can say this. Într-un grup mic pot spune asta. It is very sad to visit the place. Este foarte trist să vizitezi locul. Even in the tabernacle, chiar și în acolo în cort, there are no more regular services. Nu mai sunt servicii regulate. The people just come there on Sunday mornings. Copii, oamenii vin acolo doar duminica dimineața. They sing two hymns. Cântă două cântări. And then a switch is put on and the tape of Brother Branham is being played. Se pun benzi cu fratele Branham. And then they go home. Și apoi merg acasă. There is no more living service. Nu mai sunt servicii pline de viață as, acolo. As we know it, așa in your country, in different countries. Așa cum le cunoaștem noi din țara voastră și din alte So, when I came back from Jeffersonville. Când m-am întors din Jeffersonville. I just wept. Am plâns. I was torn in my heart. În inima mea am fost sfărâmat. I went to the tabernacle. Am fost la tabernacol. And it's just a building. E doar o clădire. Very, very primitive building. O clădire destul de primitivă. And I thought. Și m-am gândit. The greatest ministry. Cea mai mare slujbă. Of the 2,000 years past. Din acești 2000 de ani care au trecut. But here is the point. Dar aici este punctul. God is only in a place. Dumnezeu este într-un loc. As long as there his ministry is if his ministry is there, he's there. Doar dacă slujba pe care el o dă este acolo. Amen. Then he's not there anymore. Apoi el nu mai este. And like the Bible says, cum spune Biblia, don't go down to Bethel. Nu mergeți la Betel. Don't go down to Gilgal. Nu mergeți la Gilgal. Don't go. Nu vă duceți. Why should you go? De ce să mergeți If acolo? If God is no more there. Dacă Dumnezeu nu mai e acolo. God was there. Dumnezeu a fost acolo. When he revealed himself. Când el s-a descoperit pe sine. But then it was just a place of pilgrimage. Dar apoi a rămas doar ca un loc de pelerinaj. And then what has happened now was Jeffersonville. Și asta este ce a ajuns acum Jeffersonville. I don't want to say many things. N-aș vrea să spun multe lucruri. Because it's it just hurts too much. Pentru că rănesc destul de rău. But at the same time I trust. Dar în același timp cred. That even the sons of Brother Branham will ponder, will think about what I said. Mă gândesc că copiii fratelui Branham se vor gândi la lucrurile pe care le-am spus. Well, for instance, if you go back to Joseph Branham. Dacă ne gândim la Joseph Branham. He was a boy, a small boy when Brother Branham passed away. El era un copil când a murit fratele. He had no knowledge of what God is doing. El nu avea nicio cunoștință despre ce făcea Dumnezeu. He was playing with other children going to school. El se juca cu ceilalți copii care mergeau la școală. But by the grace of God. Dar prin harul lui Dumnezeu. We have the possibility to follow Brother Branham's ministry through the years. Noi am putut urmări slujba fratelui Branham de-a lungul anilor. And it wasn't my arrangement. Și n-a fost aranjamentul meu. It was ordained of Almighty God. A fost rânduit de cel atotputernic. Amen. Amen. Go to Acts chapter 1. Și dacă mergeți în fapte 1. It had to be someone who had already been in the ministry since John the Baptist to know John the Baptist ministry. Trebuia să fie ales unul care pusese împreună cu ceilalți de când începuse slujba lui Ioan Botezătorul. Amen. It's not possible to just jump in somewhere. You have to. It's a continuation. Da. Nu poți să doar să te arunci acolo în mijloc și să zici că ai fost acolo. Trebuie să fie o continuare să începutul până la sfârșit. Amen. But we also have to, I at least have to understand. Eu trebuie să înțelegem și eu trebuie să. Amen. Satan will leave the whole world alone. Că Satana. But he will attack. But he will attack. Satan va lăsa toată lumea în pace, dar va ataca. Those who carry the word of God. Pe cei ce poartă cuvântul lui Dumnezeu. All the prophets who were killed.
toți prorocii care au fost omorâți. They were not criminals. Ei nu erau criminali. They were killed because they were carrying the word of God. Ei erau uciși pentru că purtau cuvântul lui Dumnezeu. And it continues up to this day. Și lucrul ăsta continuă până ziua de azi. So we have to bear the reproach. Noi trebuie să purtăm batjocura. One brother was telling me many years ago. Cu mulți ani în urmă un frate mi-a zis. He said, brother Frank, I pray for you every day. El zicea, frate Frank, eu mă rog pentru tine în fiecare zi. That God will keep you humble. Ca Dumnezeu să te țină smerit. I said, brother, thank you very much. Eu am zis, zice, frate Frank, frate, eu mulțumesc pentru tot. You don't need to pray for this. I-am zis, frate, nici nu trebuie să te rogi pentru acest lucru. Because God looks at me. Aleluia! Pentru că Dumnezeu caută lucrul acesta. Aleluia! E nicio posibilitate pentru mine să țin nasul pe scop. Dumnezeu are felul lui de a te ține. Amin! It's a part that goes with the ministry. Lucrul ăsta merge împreună cu slujba. But I want you to know. Vreau doar să știți. I love you. Vă iubesc. And I love my brothers in this country. Și iubesc pe frații în această țară. And even if I look about the brothers who lived in this country. Și când văd pe frații care au trăit aici. And have come here to be with us. Și au venit să trăiască cu noi în Germania. It shows their love to you. Ei își arată dragostea față de voi. But it's divine love. Este dragoste divină. It's the love of the Lord God. Este dragostea Domnului. For the word of God. Pentru cuvântul lui Dumnezeu. And what we call the message of the hour. Față de, și față de ceea ce noi numim mesajul acestui so I hope you understand all things well. Eu cred că voi înțelegeți lucrurile în mod we do have a responsibility. Noi avem o responsabilitate înaintea lui Dumnezeu. To keep the word of God clear and true. Să ținem cuvântul lui Dumnezeu clar. Amin. Până la amin. Amin. Don't care what people say. Nu ne pasă ce spun oamenii. At the end of the road. La sfârșitul drumului. God will not ask. Dumnezeu nu va întreba. What did he say or he say? Ce a spus ăla și ăla? No, I want to know what he said. Hallelujah. Eu vreau să știu ce a spus el. Amen. Amen. And I want to hear his words. Amen. Și noi am vrea să auzim cuvintele din gura lui, din slujitorul meu. And I want you to stay within the word of God. Și aș vrea ca voi să rămâneți în limitele cuvântului. If somebody comes and says the prophet said, the prophet said. Dacă vine cineva și zice prorocul a zis, prorocul a zis. Just tell the person. Spuneți-i acele persoane. Arată-mi din Scriptură. Arată-mi ce spui tu din Scriptură. Este absolut necesar. Nu că noi n-avem încredere în frate Branham. A fost cel mai mare bărbat al lui Dumnezeu. Din vremea lui Iisus Hristos. Eu nu sunt vrednic să-i dați vrednică. Dar cum am zis în predică, neînțelegerile sunt lucrarea celui rău. To misinterpretation. Neînțelegerea duce la tâlcuire. And then a new direction comes up. Și apoi apare o altă direcție. Can you imagine? Vă puteți imagina? That some of my old friends. Că unii din vechii mei prieteni. Believe that the Lord has already come. Cred că că Domnul a și venit deja. Believe that the dead have already risen. Ei cred că morții au înviat deja. They were even after the wedding supper. Că noi chiar acum suntem după cina de nuntă. Already in the millennium. Că noi suntem în mileniu. You wouldn't believe how many teachings are in existence. Voi nu știți câte astfel de învățături există. So we have to speak against it. Noi trebuie să vorbim împotriva acestui lucru. Și noi trebuie să publicăm Scriptura Circulară. To give God's people the orientation from the Holy Scriptures. Să dăm poporului Dumnezeu orientare din Sfânta Scriptură. Aceasta este responsabilitatea noastră. De aceea o spun din nou. The word remains forever. Cuvântul lui Dumnezeu rămâne. Amin. Orice tâlcuire va trece. Și o spun din nou. We believe, I believe. Noi credem și eu cred că Farcul William Branham a fost un bărbat trimis de Dumnezeu, un proroc făgăduit. Și slujba lui este legată cu planul de mântuire. Și după ce a fost luat să fie cu Domnul, we had the privilege to take what he was revealed to the people of the earth. Avem posibilitatea ca ceea ce a fost descoperit lui noi să ducem oamenilor din întreaga lume. And when the Lord called me, he told me two things. Și când Domnul m-a chemat, mi-a spus două lucruri. I will send you from city to city. Te voi trimite din oraș în oraș. To preach my word. Să predici cuvântul meu. That was number one. Acesta a fost numărul unu. And number two was. Și al doilea lucru a fost. To give out the spiritual food, the food. Să împarți hrana duhovnicească. Which is the promised word of God for. Care este cuvântul lui Dumnezeu descoperit pentru acești ani. So I do two things. Deci eu fac aceste două lucruri. I preach the word of God. Predic cuvântul lui Dumnezeu. And I only take the Bible.
Și atunci iau numai Biblia. I don't take the sermons of Brother Branham. Nu iau predicile Fratelui Branham. When I go to the pulpit. Când merg la ambon. In reference to the American brothers. Asta diferit față de frații în America. They go to the pulpit. Ei merg la ambon. And they might take the Bible. Și pot lua Biblia. And because Brother Branham said. Și pentru că Fratele Branham a spus. No service is complete. Niciun slujbă, serviciu nu e complet. Unless you read the scripture. Dacă tu nu citești din Biblie. So to satisfy their conscience. Astfel ca să-și liniștească conștiința. They open a service. Ei deschid serviciu. They just reading occasional scripture. Și citesc de acolo un verset. And then the Bible is here. Apoi Biblia e pusă deoparte. And they take the pile of sermons. Și apoi iau un praf de predici. And they only choose what fits into their program. Și apoi iau din aceste predici ceea ce se potrivește cu programul lor. They underlined the special citations of Brother Branham. Și subliniază diferite citate din fratele predicii lui Branham. For the subject that they are preaching on. Care se potrivesc cu subiectul din predica lor. And they don't go again back to the word of God. Dar toate aceste lucruri nu le duc înapoi la Biblie. And this is the difference. Și aceasta este diferența. We publish Brother Branham's sermons that we preach them. Noi publicăm predicile fratele Branham așa cum le-a predicat. Everybody can read. Oricine le poate citi. Everybody can feed. Oricine poate fi hrănit. As I was told. Așa cum to mi-a spus. The spiritual food. Eu trebuie să dau hrană spirituală. So this is what I do. Aceasta este ceea ce fac. And this is what my brothers do in your country. Aceasta fac și frații din țara asta. All who minister the word of God. Și toți cei slujitorii lui Dumnezeu. We believe in what Brother Branham preached. Noi credem în ceea ce a predicat fratele Branham. And I say again. Și o spun din nou. There were no misunderstandings. Nu sunt neînțelegeri. Only from the time. Doar din timpul. When certain brothers came up with certain teachings. Când au venit acești frați cu diferitele lor învățături. Neînțelegând ce a spus prorocul. Because it didn't take it back to the scriptures. Pentru că nu le-au dus înapoi la scriptură. So that is the difference between Brother Frank and the rest of the North American brothers. Aceasta este diferența între fratele Frank și frații din America de Nord. And as I said before. Și cum am spus deja. They will even claim I don't believe the message. Ei pretind că eu nu cred mesajul. They say many things. Ei spun multe lucruri. But I'm not worried about it. Dar mie, eu nu mă îngrijorez de asta. I carry a heavy load because of this. Eu duc o povară din pricina asta. Because within the bride, many disturbances have come up. Pentru că în mijlocul mireasei au apărut multe deranjamente. Yes, and many directions have come up. Și multe direcții au apărut. And that so near before the coming of the Lord. Și aceasta, când venirea Domnului este așa de aproape. And Brother Branham had a vision. Fratele Branham a avut o viziune. Many years ago. Cu mulți ani în urmă. He saw the bride of Europe coming out of sin. El a văzut mireasa din Europa că iese din rânduială. And he saw the church of the USA. Și el a văzut biserica din Statele Unite. Led by a witch. Condusă de o vrăjitoare. I don't know whether you ever saw a witch. Nu știu dacă ați văzut vreodată o vrăjitoare. One time I saw a witch. Odată am văzut o vrăjitoare. In Austria. Austria? In Austria. În Austria. Yeah, we had some brothers there. Avem frați acolo. The brothers already with the Lord. Frații deja au plecat la Domnul. But the sister still lives. Da, surorile încă trăiesc. She's over 80. Sora trăiește, are deja peste 80 de ani. When I was driving with this couple through one city, village. Eram cu acest cuplu, soț-soție și treceam prin un sat. Suddenly the brother said. Deodată fratele a zis. This lady is the witch of this place. A zis, uite, aici este o vrăjitoare care e din locul ăsta. And I was looking. Și m-am uitat la ea. And she had such a nose. Și avea un nas mare de tot ce. I said this for a purpose. Am spus-o cu un scop. She had very big nose. Avea un nas mare de tot. And Brother Branham, in his vision. Și fratele Branham, în viziunea lui. He saw a witch. A văzut o vrăjitoare. And he says, with a very big nose. A văzut și am zis, o vrăjitoare cu un nas foarte mare. And she was leading the church of the USA. Și această vrăjitoare conducea biserica din Statele Unite. And the church was following the witch. Și biserica din state urmărea această vrăjitoare. Why do I say this? De ce spun acest lucru? When the apostle Paul was writing to the Galatians. Când apostolul Pavel a scris galatenilor, he was asking who has bewitched you? Le scria, cine v-a vrăjit pe voi? The spirit of idolatry. Duhul de idolatrie is like a bewitchment. Este ca o vrăjitorie. People for
People forsake the orientation. Oamenii își pierd orientarea. They're like bewitched. Ei sunt ca și vrăjiți. They have to do something they don't want to do. Ei fac ceva pe care nu vor să-l facă. Another thing which doesn't actually belong here. Un alt lucru care nu îi ține. When I was very young. Când eram foarte tânăr. Maybe 18. Poate pe la 18 ani. 17, 18 ani. I passed a place. Am trecut printr-un loc. Where some people performed something on the platform. Unde oamenii jucau ceva pe o scenă. It was like a circus. Era la circ. And I was young. Și eram tânăr. And I thought, well, just have a look what is going on. Intru să văd ce se întâmplă. And believe it or not. Și o credeți sau nu? There was a man on the stage. Era un om pe scenă. He bewitched the people. El vrăjea oamenii. And I was looking. Și eu mă uitam. Just as a young boy, ca tânăr cum eram, and forgive me for saying this. Și iertați-mă că vă spun. I never spoke like this to any congregation. Eu nu vorbesc așa nicio adunare. But just to make known to you what it means to be bewitched. Dar ca să înțelegeți ce înseamnă să fii vrăjit. This man told the person whom he made put a spell upon. El venea omul în față și asupra căruia își rostea vraja. Take this sausage. Și îi spunea, ia acest cârnat. And put it into the mustard. Și pune-l în muștar. And eat. Și mănâncă. And he couldn't eat. Și el nu putea să mănânce. He put it all around like this. Și omul și vrăjitul și îl pune. His whole face was full of mustard. Toată fața era plină de muștar. But he couldn't eat. Dar nu putea să mănânce. Because he was bewitched. Pentru că era vrăjit. I saw it with my own eyes. Am văzut-o cu ochii mei. I'm just saying this. De ce spun asta? That if you go to the Roman Church, dacă mergi în biserica romană, every teaching, fiecare învățătură este greșită. There's not a single teaching. Nu este nici măcar o învățătură. And if you go to Revelation 17, și dacă mergi în Apocalipsa 17, it speaks about the sorceries of the whole thing. Se vede despre vrăjitoria tuturor. The whole thing is bewitched. It's bewitched. Totul este vrăjit. Totul e vrăjitorie. And all in the message. Și în mesaj. Who forsake the word of God? Și la fel se întâmplă cu cei care au pierdut cuvântul lui Dumnezeu. Like under bewitchment. Ei sunt ca sub obraje. That they don't know what they're doing. Ei nu știu ce fac. So it is so important. E atât de important. In the word of God. Să rămâi în limitele cuvântului. Don't accept anything that is not the word of God. Nu acceptați nimic care nu este nu să spun din nou. Even if the prophet said it. Chiar dacă prorocul a spus-o. There is a misunderstanding. Este o neînțelegere. If it's not according to the word of God. Dacă nu este în conform cuvântului lui Dumnezeu. You have to read it again. Trebuie să o citești din nou. And you have to read it again. Și o mai citești o dată. And take it back to the word of God. Și o duci apoi la cuvântul lui Dumnezeu. And only then comes the real understanding. Și de acolo vine de fapt It's in Matthew 13. În Matei 13. From verse 34. De la 34. Where our Lord said. Unde Domnul nostru a spus. That he spoke in parables. Că vorbește în pilde. And he spoke the things which were hid from the foundation of the world. Și vorbește lucrurile ascunse de la întemeierea lumii. And then he speaks about the seed of God which are the children of the kingdom. Și vorbește despre sămânța care sunt adevărate, care sunt copiii împărăției. And the other seed was the seed of the enemy. Și cealaltă sămânță este sămânța dușmanului. But on the same field. Dar amândouă sunt pe același teren. So we have to understand. Așa că trebuie să înțelegem. The true children of God. Adevărații copii ai lui Dumnezeu. They're not a mixture. Nu sunt un amestec. They are the true seed. Ei sunt adevărata sămânță. Adevărata sămânță. Of the word of God. A cuvântului lui Dumnezeu. Jesus Christ. Așa cum Iisus Hristos a fost adevărata sămânță. Făgăduită din grădina Eden. So stay within the word of God. Așa că rămâneți în limitele cuvântului. Never mix. Nu amestecați nimic. Never accept any teaching. Nu acceptați nicio învățătură. That is not confirmed with the Holy Scriptures. Care nu este confirmată de Sfânta Scriptură. Because heaven and earth will pass away. Pentru că cerul și pământul vor trece. But God's word will remain forever. Dar cuvântul lui Dumnezeu rămâne în veac. I have to stay with the word of God. Eu trebuie să rămân cu cuvântul lui Dumnezeu. It's not that I don't have any love for the brothers. Asta nu pentru că nu iubesc pe frați. But if you read 2 Thessalonians 2, dar dacă citești 2 Tesaloniceni 2, the man of God said, omul lui Dumnezeu a zis, because they have not received or availed themselves of the love for the truth, pentru că n-au primit dragostea adevărului, God has sent them from Dumnezeu le trimite o lumină de pe cine? Nu dușmanul, nu God. God sends strong delusions. Le trimite o lucrare de rătăcire. If you don't believe His word, dacă tu nu crezi cuvântul lui, you hurt God in such a way. Îl rănești pe Dumnezeu în așa fel. It's finished. Atunci trimite o lucrare de rătăcire.
Because you insulted God. Pentru că tu l-ai insultat pe Dumnezeu. If you don't believe God. Dacă nu-l crezi pe Dumnezeu. You make him a liar. Îl faci mincinos. So if you make him a liar. Dacă îl faci mincinos. He would say a strong delusion. El va trimite lucrarea. You have to believe the lie. Și va tu va trebui să crezi în una. It's not a thing you can play with. Nu e un lucru care te poți juca. It's life and death. Este vorba de viață și de moarte. Amen. Life and death. Amen. Și fratele Bran povestea când era într-un autobuz și era o vrăjitoare sau vincitoare lângă el și îi spunea despre el. When Branham was in a bus and there was a source, lady who says that you are a special man, you have a light over you. Mm-hmm. But she was some kind of astrologist. Mm-hmm. Said about the recognized that he was a special man. Yes, it's also in the Book of Acts. La fel și în Cartea Faptelor. There was a lady with the spirit of familiar spirit, you know. Era o femeie acolo care avea un duh de fericire. Satan knows. Satan știe. Yeah, Satan knows. Even in the times of our Lord. Chiar în timpul Domnului nostru. The demon possessed people came to our Lord. Oamenii posedați de diavol veneau la Domnul. And said, we know you. Și spuneau, noi te știm. You are the Son of God. Tu ești Fiul lui Dumnezeu. Yeah, they confessed it. Ei au mărturisit. So demons know who the Lord is. Demonii știau cine este Domnul. So it's we have to watch things very close. Noi trebuie să urmărim lucrurile foarte foarte de aproape. But we have a promise. Dar noi avem făgăduința. That if we remain in Him, His word remains in us. Că dacă noi rămânem în El, cuvântul Lui rămâne. Amin. Și atunci Satan nu ne va atinge. Amin. Satan nu ne va atinge. You don't need to fear. Nu trebuie să te temi. But as our brother was asking or saying, cum a spus fratele nostru? Yeah. Satan through that which. Femeia din acea vrăjitoare. Told who Brother Branham was. A spus cine e fratele Branham. But here is the point. Dar aici e punctul. Brother Branham says no. Fratele Branham a spus nu. He didn't accept what the witch said. El n-a acceptat ce a spus vrăjitoarea. Even she said the truth. Chiar dacă ea spunea adevărul. He did not accept it. El nu a acceptat. He rejected it. El a respins. And when she said, you're a preacher? Și când ea a zis, tu ești un predicator? He said, I've got nothing to do with preaching. El a spus, n-am nimic de a face cu predicarea. Just reject him. El a respins. El a respins. Not to say that she's right. N-a vrut să accepte nimic din ce spune ea. Amen. Amen. Trebuie să urmărim lucrurile foarte mult. I can tell you some of the experiences. Aș putea să vă spun unele din experiențe. Noi trebuie să fim o parte din biserica celor ministry, dacă noi avem o slujbă. We have a ministry for the body of Christ. Avem o slujbă pentru trupul lui Hristos. But we must be in the body of Christ. Dar noi trebuie să fim în trupul lui Hristos. Ca să avem o slujbă. And if we are in the body of Christ. Dacă suntem în trupul lui Hristos. Like if we have one of the fivefold ministries. Dacă avem una din cele cinci slujbe. Then it's a ministry of the word of God. Atunci este o slujbă a cuvântului lui Dumnezeu. Not any specialities. Nu o slujbă a specialităților. Which are outside the word. Care sunt în afara cuvântului. Every ministry God places into the body, into the church. Și fiecare slujbă pe care a stat Dumnezeu a așezat-o în trupul, în biserică. It's for the upbuilding of the body of Christ. Fiecare din aceste slujbe este pentru zidirea trupului lui Hristos. Not for the divisions. Nu ca să producă despărțiri. For the uniting. Ci pentru unire. Ephesians 4. Este Efeseni 4. You can read from verse 4. Yes. Right through 11. Efeseni 4 de la 4 la 11. And this is the big problem. Aceasta e marea problemă. Because they have dollars. Pentru că ei au dolari. And they have the addresses. Și au adrese. But they wouldn't have a single address. Dar ei n-ar avea nicio adresă. If Brother Frank would have not gone from country to country. Dacă fratele Frank n-ar fi umblat din țară în țară. Și n-ar fi. Și iar în felul acesta from iau adresele. Ar în felul acesta merg ei în toate națiunile. În toți acești ani. So they have the addresses of all the people. Ei au adresele tuturor oamenilor. And all the ministry brothers. Și ale fraților slujitori. From all the nations. Din toate națiunile. Many of them they've never seen themselves. Unii nu i-au văzut niciodată. But
I had to refer to them. Eu trebuie să mă refer la ei. Because they had to send the sermons of Brother Branham. Pentru că ei trimesc predicile fratelui Branham. When I went to India or Africa or anywhere. Eu merg în India sau oriunde. I always, even in my brochures. Chiar și în broșurile mele. I always gave the Jeffersonville address. Întotdeauna dau adresa din Jeffersonville. So that people can request the sermons of Brother Branham. Ca frații dacă vor să ceară o predică a fratelui. So in the first 20 years, astfel în primii 20 de ani, over 100 countries, în peste 100 de țări, were in contact with Jefferson. Erau în contact cu Jeffersonville. It was the only point where they sent out the sermons. Era singurul loc de unde se puteau trimite predicile. And then we gave the Canadian address. Și apoi le-am dat adresa din Canada. So there were two points on the American continent. În felul acesta au existat două puncte de legătură pe continentul american. And so the brothers had it very easy. Și astfel că frații au văzut foarte ușor. To make contact with all these brothers in different countries. Au văzut că e foarte ușor să facă contact cu frații din toată lumea. And in the meantime, they have turned against the word and they say we believe the message only. Dar între timp ei s-au întors de la cuvânt și spuneau noi credem doar mesajul. But what can we do? Ce putem face noi? We just have to emphasize. Noi doar trebuie să subliniem. That God is the God of His Word. Că Dumnezeu este Dumnezeul cuvântului Său. And that there must be a restoration. Și că trebuie să fie o restituire. A bringing back to the original state. O întoarcere înapoi la starea de la început. And you will see it with Israel. Și o vedeți cu Israel. Even right now, as much as the Jews have returned to the promised land, și acum chiar când evreii s-au întors în țara făgăduită, only when finally the temple is rebuilt, doar atunci când templul este zidit, and the 144,000 are sealed, și cei 144 sunt pecetuiți, and the promises God gave to them are fulfilled, și făgăduințele date lor se împlinesc, the divine order will be established. Dar abia atunci rânduiala divină va fi reașezată. And then God will have His way. Și Dumnezeu va avea calea lui. And so it is with us now. La fel e cu noi acum. We're coming from all nations. Noi venim din toate națiunile. And the Lord builds His temple, His church. Și Dumnezeu își zidește acum templul Său. And as we come further or nearer to the end, cu cât ne apropiem de sfârșit, God places the different ministries. Dumnezeu așează diferite slujbe in the different countries, în diferite țări, for the upbuilding of the body of Christ. Pentru zidirea trupului lui Hristos. Until we all come to the unity of the faith. Până când vom ajunge la unirea credinței. Not to agree with me or with another brother. Nu să fiți de acord cu mine sau cu un alt frate. But to agree with God and His Word. Ci să fiți de acord cu cuvântul lui Dumnezeu și cuvântul lui. That is the true oneness. Aceasta este adevărata unitate. God in Christ. Dumnezeu în Hristos. And Christ in us. Hristos în noi. That is John 17. Aceasta este Ioan 17. Not like the Pope says. Nu cum spune Papa. We shall all be one. Noi toți vom fi una. With Him. Cu El. No, forget it. Dați-o uitării. That's a totally different unity. Este cu totul altă unitate. It's a political unity. E unitate politică. And you will see it in the new circular letter. O veți vedea în noua circulară. In the same hall in Rome. În aceeași sală din Roma. In the Vatican. Din Vatican. Were in 1957, Schumann and Adenauer and De Gasperi. Schumann, Adenauer și De Gasperi signed the European Treaty. Au semnat tratatele europene. Now on October the 29th. Acum, anul ăsta pe 29 octombrie. Under the image of the Pope. Inocențiu. Pope sub Innocent X. Chiar acolo, sub aceeași poză sau sculptura lui Papa Inocențiu al X-lea. At his feet they were signing. Like, acolo la picioarele lui au semnat toți. They were all signing. Constituția europeană. Even the man from Turkey was signing. Chiar și cel din Turcia, premierul Turciei a semnat. Brothers and sisters, I tell you. Fraților, vă spun. Bible prophecy is fulfilled. Prorocia biblică s-a împlinit. We're moving into the end phase. Noi intrăm, ne mișcăm spre zona finală. And the Bible says that the whole earth will worship in this one name. Și Biblia spune că întreaga lume se va închina acestui. All whose names are not written in the Lamb's book. Toți aceia căror nume nu este scris în cartea vieții. You can go through all the churches today. Puteți merge în toate bisericile de azi. Also through the Pentecostal churches. Chiar și prin bisericile pentecostale. And they're all blind. Ei toți sunt
orbi. They don't see it. Și ei nu văd. Because they rejected the God-sent ministry. Pentru că i-au respins slujba trimisă de Dumnezeu. God did send the prophets. Dumnezeu a trimis cu adevărat. And the scripture was revealed to us. Și Scriptura ne-a fost cu adevărat descoperită. By the grace of God. Și prin harul lui Dumnezeu. Since Brother Branham was taken to be with the Lord. De când de fratele Branham a fost luat să fie cu Domnul. We see these things more clearly all the time. Vedem lucrurile din ce în ce mai clar. It is just absolutely great. Este cu adevărat minunat. Yeah. It's the grace of God. Este cu adevărat numai harul lui Dumnezeu. And it's like it says in Deuteronomy. Este așa cum scrie în Deuteronom. And especially in Exodus. Și în special în Exod. Exodus 33. Exod 33. When Moses prayed to God. Când Moise s-a rugat lui Dumnezeu. If I found grace in your sight. Dacă am găsit har înaintea ta. Let me know your ways. Lasă-mă să cunosc căile tale. That's so important. E atât de important. Absolutely to know the ways of God now. Așa cum își cunoaștem noi acum căile lui Dumnezeu. And this can only be done by the Lord revealing His word to us. Și aceste căi pot fi cunoscute numai când Domnul ne descoperă căile. As I said today. Și cum am spus azi. This is the true sign. Acesta este adevărat. Found grace before God. Că am găsit trecere înainte lui Dumnezeu. To know the day. Să cunoaștem ziua. The time. Timpul. The message. Mesajul. And to recognize what God promised and what He's doing. Să recunoaștem ceea ce Dumnezeu a făgăduit și that face. That is the sign of election. Acesta este un semn al alegerii. Foreordained to eternal life. Predestinați pentru viața veșnică. And thereby we have the assurance. Din asta noi avem asigurare. That we're not only called but chosen. Că noi nu suntem doar chemați, ci suntem aleși. To be in the first resurrection. Să fim, avem parte de prima înviere. Amen. When the Lord returns. Să avem parte când Domnul se întoarce. Amen. Să fim în slavă cu El. Yes, just be grateful to the Lord. Fiți recunoscători Domnului. Amen. Pentru lucrurile pe care le-a făcut în timpul nostru. Amen. Este numai harul Dumnezeu. Amen. Amen. Să recunoaște și slujitor. Tu de femeie sau de sinis. And regarding the European constitution, everybody has to do it to submit his own constitution to align up his constitution to the constitution of the others. There was a journalist who was arrested in the Congo of Malian. Every month from the European Union, 10 million. Arafat primea în fiecare lună 10 milioane de la Comitetul European. And I know Israel since 1964. Eu cunosc Israel din 1964. There was peace in Jericho, there was peace in Bethlehem, everywhere. Era pace în Ierihon. The tourists were just flooding in. Turiștii curgeau. Big business. Se făceau afaceri. No unemployed. Nu era să exista șomaj. And what is now? Și ce este acum? Since the second hit in Intifada. De când a început a doua intifada. When Sharon went to the Temple Mount. Când Sharon a dus în biserică pe muntele Templului. Satan making a whole chaos. Satan a introdus haos. It's time that the Lord e timpul când Domnul să facă o greșită la acest lucru. Also for all my brothers and sisters, and for the divine revelation of the holy word, of your plan of salvation, of the things promised to our day. Lord Jesus, let us thank you for the body of Christ, for the true children of God in this country. Bless our ministry brethren. Bless all the congregations. Bless their ministries. May the last ones be called out. And today we pray for all of Europe. And for all the countries on earth. Pentru toate țările de pe pământ. That you will do something special. Ca tu să faci ceva deosebit. Lord, to draw the attention to what your
ca să le atragi atenția asupra lucrurilor pe care tu le vei face. Confirmă-ți cuvântul, Doamne. Și binecuvintează-ți poporul. Și fii cu noi toți. În numele Sfânt al lui Iisus. Amin. Amin. Poate ar fi cineva vrea să se roage. Te laudăm, Tatăl Ceresc, și te binecuvântăm în scumpul nume al Domnului Iisus Hristos. Mulțumim, Doamne, pentru că Tu ai făcut posibil ca în aceste zile să ne hrănim cu cuvântul Tău. Mulțumim, Doamne. Mulțumim, Doamne, pentru alegerea Ta. Amin, Doamne. Mulțumim pentru descoperirea cuvintelor Tale. Mulțumim, Doamne. Mulțumim pentru că Tu ai deschis mintea, Doamne, pentru ca noi să înțelegem. Amin, Doamne. Mulțumim, Doamne, că noi recunoaștem ceasul cercetării. Mulțumim, Doamne, că noi recunoaștem, Doamne, ceea ce faci Tu în timpul acesta. Amin, Doamne. Mulțumim. Mulțumim, Doamne, pentru că ai trimis pe slujitorul Tău. Amin, Doamne. Mulțumim că Tu îl folosești într-un mod deosebit, Doamne. Și prin el suntem binecuvântați, Doamne. Amin, Doamne. Mulțumim pentru că este alegerea Ta, Doamne. Amin, Doamne. Este harul Tău, este planul Tău, este Doamne. Lucrarea Ta, Doamne. Glorie mulțumim ție. Că Tu ești în mijlocul poporului. Amin, Doamne. Că Tu ți-ai lucrarea Ta în mâna Ta. Amin, Doamne. Îți mulțumim, Doamne, că suntem o sămânță de urmași, Doamne, care să putem purta caracterul Tău, Doamne. Amin. Însușirile, calitățile Tale, cuvântul Tău cel viu, Doamne. Fă ca El să lucreze noi, Doamne. Pentru toate îți mulțumim, Doamne. Și confirmă-ți Tu cuvântul Tău. Amin. În fiecare frate, în fiecare soră, în fiecare comunitate. Doamne. Tu, Doamne, să binecuvântezi pe fratele Frank, Doamne. Amin. Întărește-L în trupul Lui, Doamne. Dărește Tu, Doamne, putere să ducă această însărcinare la bun sfârșit, Doamne. Amin. O, Dumnezeule, binecuvântează toți slujitorii Tăi de pregătire. Amin, Doamne. Toate comunitățile, Doamne. Cuvântul Tău să pătrundă acolo unde n-am mai pătruns încă, Doamne. Deschide Tu uși, Doamne. Amin, Doamne. Inim, Doamne. Străpunge Tu, Doamne. Te rugăm, Doamne. Și așa cum este scris în Fapte 4, Doamne, dă putere robilor Tăi. Amin, Doamne. Te rugăm, Doamne. O dată, Doamne, cuvântul Tău. Dă putere, Doamne. Amin. Ca cuvântul Tău să ajungă pe Doamne. Amin. Îți mulțumim pentru harul Tău. Mulțumim Amin. Pentru prezența Ta. Mulțumim, Doamne. Mulțumim, Doamne, pentru tot ce ai făcut. Încredințăm pe frații în mâna Ta, Doamne. Păzește Tu, Doamne, pe drumul de întoarcere acasă. Fii Tu, Doamne, cu toți, Doamne, înspre slava Ta și a numelui Tău ce Sfânt. Haleluia. Amin. Amin. Amin.